Bună, Iuliana. Bună, Marius. Continuăm Zohar. Da, cele 7 palate ale credinței. Rabbi Simeon a spus, în afara celor 7 regiuni menționate, sunt încă 7 palate care închid misterul credinței. Aceste 7 palate sunt situate în cele 7 regiuni sus numite și care corespund celor 7 ceruri superioare. Fiecare palat este locuit de un spirit superior. Primul palat este locuit de spiritul însărcinat cu sufletele convertiților. Numele său este Rahmiel. El însuși duce aceste suflete pentru a le așeza în prezența splendorii gloriei supreme. Al doilea palat e locuit de un spirit cu numele Abinael. El este însărcinat cu sufletele copiilor care nu au avut fericirea să se consacre în această lume studiului doctrinei. El este cel care îi instruiește. Al treilea palat e locuit de un spirit cu numele Abrahinael. El este însărcinat cu sufletele celor care, înainte de a muri, luaseră hotărârea să abandoneze calea greșită și să se pocăiască, dar care, surprinși de moarte, nu și-au putut realiza hotărârea. Sufletele acestor oameni sunt mai întâi aruncate în infern, apoi spiritul menționat îi scoate și îi pregătește să trăiască splendoarea gloriei stăpânului lor. Totuși, bucuria acestor suflete este inferioară celorlalte. Ele sunt numite copii de Amvon și ele fac aluzie cuvintele Scripturii. Și la fiecare lună nouă și la fiecare sabat, toate tronurile se vor prosterna în fața mea, spune Domnul. Dar cum vine asta? Asta e adevărat, că ziceți, au fost surprinși de moarte și nu și-au putut realiza hotărârea. Există așa ceva adică hotărârea nu e luată, ceea ce avem de trăit nu trăim? Hotărârea lor, lucrările lor nu au mai putut să le facă. Care a lor? Ale oamenilor ăstora care au fost supuși de moarte. Păi și ce lucrări să-și facă? Adică lucrurile poate egoului, nu? Da, ele golii, da. Da, ca lui Dumnezeu ce a fost să fie, a fost. Uite, interesant, zice că au fost aruncați în infern. Da. Deci recunosc că există iad. Da. Al patrulea palat e locuit de spiritul cu numele Gadriael. El este însărcinat cu sufletele celor care au fost omorâți de popoarele păgâne, din cauza credinței lor. Acest spirit face să urce aceste suflete la purpura regelui, unde numele lor sunt desemnate, așteptând ziua când cel preasfânt, binecuvântat fie numele lui, îi va răzbuna, așa cum stă scris. El îi va judeca pe păgâni, el va umple totul de ruine, îi va zdrobi de pământ multe capete. Ce înseamnă păgâni? Da? Păgânii sunt ăștia care sunt polarizați, sunt pe o parte, care împart în bine și rău. Deci păgâni sunt toți care sunt cu diavolul, care se închină la diavol, deci care se închină la un mântuitor, la un salvator. Deci toți cei care se zic că sunt credincioși sunt păgâni, pentru că nu l-au pe Dumnezeu deasupra, un intermediar. Da. Deci este alt înțeles decât ne este dat nouă. Pentru că noi nu stăm să judecăm lucrurile, să le cercetăm. Deci păgân este cel care se închină la un salvator. Acela e păgân, adică nu l-are pe Dumnezeu deasupra, de aia e păgân. Fără Dumnezeu. Și tocmai ăștia fără Dumnezeu, ei zic că sunt credincioși, dar nu e niciunul credincios. Că sunt polarizați. Polarizarea îi face să se vadă diferiți și să se urească unul pe altul. Să pună binele lor pe primul plan, și să îl vadă pe aproapele lor ca dușman. Asta face polarizarea, separă. Deci toți Da. cei care pun un mântuitor deasupra, ei de fapt sunt separați de Dumnezeu. Taie legătura. Mântuitorul le taie legătura cu Dumnezeu. Prin simplu fapt că se duc și se închină la un salvator, la un înlocuitor. Înlocuitorul taie legătura cu Dumnezeu. Deci ei sunt păgâni, sunt fără Dumnezeu. Desfrânați, fără fână. Bun, dar aici propoziția este în felul următor. El este însărcinat cu sufletele celor care au fost omorâți de popoarele păgâne din cauza credinței lor. Păi dacă eu sunt pe calea cea bună și nu sunt păgân, păi nu va veni niciun păgân să mă omoare. Bineînțeles, nu. Nu știu ce zice el acolo cu spiritul acesta. Nu contează.
Pe mine m-a interesat Dumnezeu ce face. El îi va judeca pe păgâni. Deci îi judecă pe ăștia care zic că sunt cărnicioși și nu sunt cărnicioși, care se închină la un salvator. Că el a zis să nu vă puneți mântuitor pentru că vi-l distrug. Eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt locuitor, alt mântuitor în afară de mine. Deci ce înseamnă că nu există alt mântuitor? Înseamnă că eu voi judeca pe cei care îi pun un mântuitor în locul meu. Îi voi judeca. El va umple totul de ruine. Deci el distruge tot. Uite, războaie, nenorociri de toate felurile. El va zdrobi de pământ multe capete. Deci Dumnezeu. Dumnezeu e pedepsitor. Trebuie să nu ne jucăm cu el. Noi credem, noi îl luăm în bătaie de joc. Dar nu respectăm ce spune acolo în Biblie, în Vechiul Testament. Spune clar să nu-ți faci un mântuitor. Dar au scos asta din Biblia aceea lui Anania, au scos. Da. Viclenii. Al cincilea palat este locuit de un spirit cu numele Adiriel. El este însărcinat cu sufletele pocăiților care au perseverat în penitență până la moarte. Aceste suflete sunt superioare tuturor celorlalte, așa cum palatul care le adăpostește este superior celorlalte. Al șaselea palat este numit Palatul Voinței, căci toate spiritele inferioare aspiră să fie unite cu spiritul acestui palat în sărutul de dragoste. Spiritul acestui palat este în legătură și cu cele șase palate inferioare și cu cele șapte palate superioare de care s-a vorbit mai înainte. Părerea mea este că cabala și toate sistemele acestea ezoterice sunt făcute ca să te îndepărteze de adevăr. Sunt făcute pentru noi și sunt foarte stufoase, încurcate cu tot felul de nivele, da? O Da, încurcătură da. acolo cumplită, când de fapt s-a văzut clar în Vechiul Testament și mai ales la proroci, spunea trei cuvinte și te-ai terminat. Ce ai nevoie de toată sistemul ăsta Te așa de bagă într-un complicat? labirint. Într-un Da. labirint te bagă toate acestea. Exact cum e și Matrix-ul, e tot un labirint. Ca să te Da? îndepărteze, n-ai nevoie de nicio Să împărțire. se zăpăcească, să te împartă, că aici e numai o... Păi este foarte simplu, dacă el a spus să mă puneți pe mine deasupra, înseamnă că toate acțiunile noastre, banale de zi cu zi, mereu trebuie să vedem dacă îl punem pe Dumnezeu sau căutăm ceva, un locuitor. Păi cafeaua, țigările, mâncarea peste măsură, toate astea sunt locuitori. Da? Și noi, el a zis, să nu-ți faci o casă mai mare, să nu-ți cumperi o mașină mai frumoasă, să nu cumperi mai mulți bani. Zice el acolo, să nu-ți faci idoli sau să te închini la chip cioplit. Și asta facem noi. Deci el a zis o singură propoziție și ne-a terminat, dar noi nici nu vrem să auzim. Nu, suntem departe, nu avem nicio treabă. Numai cei care înțeleg că în universul lor pot să se schimbe, să schimbă situații, să aibă o viață frumoasă, ci să aibă pe Dumnezeu deasupra și nu să aibă niciun fel de grijă. Dar ce înseamnă Dumnezeu deasupra? Să nu depășești nevoia, necesitatea. Cum ai depășit necesitatea, tu te închini la diavol. Tot ce este mai frumos, mai mare, mai sus, mai puternic, mai grozav, mai deosebit, este de fapt diavolul. Mai strălucitor. Diavolul este foarte strălucitor. Mie când mi-a venit sub forma femeii respectiv, eu n-am văzut o femeie ca aceea. Are o chestie în plus, are ceva mai mult decât o frumusețe pământeană. Ceva în plus. Are o strălucire, o frumusețe fără de necrezut. De-aia e strălucire. Și omul ce caută? Strălucirea acestei lumi. Nu o să se mulțumească în puțin. Dar Care nu să fie cumva civilizația? strălucirea era rece? Nu cumva strălucirea era rece, lipsită de căldură? Era rece, că a venit cu panumul ăla în spate. A venit Da. un... S-a negrit totul. Adică eu n-am mai văzut cer sau blocuri, nimic. A venit cu panul ăla în spate. Deci da, e o frumusețe rece, o frumusețe periculoasă. Simțeam Vezi, pericol. astea sunt plăcerile. Așa Da. arată plăcerile. Da. Plăcerile te orbesc, nu mai vezi nimic în jur. Nu Da. vezi decât plăcerea. Da. Și când punem plăcerea, noi luptăm pe Dumnezeu. Ca de aia a căzut Adam. El a pus frumusețea lumii pe primul plan și a uitat de Dumnezeu. Și Dumnezeu a plecat. Păi dacă a plecat la Adam, nu pleacă și de la noi? Da. Același lucru. Dar este foarte greu să te menții puțin pentru că din cauza omul a creat Noul Testament pentru că l-a refuzat pe Dumnezeu, pentru că nu poate să-și facă avere. Aici chestia trebuie să se mențină în puțin. Și am înțeles că evrii aceia cu codițe cam asta fac, se mențină în puțin.
în modestie, în simplitate. Da. Deci, Dumnezeu zice, se închină la Dumnezeu, dar stai puțin să vedem care este corespondența în realitate. În realitate se limitează. Se îmbracă simplu, sunt modești și mai departe. Asta este divinul. Deci care corespunde? A te închina la Dumnezeu înseamnă ca tu să-ți transformi viața într-o simplitate, într-o modestie, în smerenie, să trăiești în smerenie. De parcă zicea, eu am văzut, am spus un film de 3 ore, într-un oraș de acolo unde erau numai credincioși ăștia ai lor, parcă erau toate călugărițe, parcă toate femeile erau călugărițe, nu erau așa de umile erau, așa de modeste erau, incredibil. Incredibil. Și senine și ce stare de echilibru era acolo. Și noi suntem nebuni. De aceea ne-a dat în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, pentru că m-ați părăsit, uite, vă blestem și nu vă las să vă apărați. Ne-a spus totul în Vechiul Testament și asta se întâmplă. Deci în clipa în care noi am adoptat idolii, adică ne-am închinat la un salvator, în clipa respectivă noi ne-am pierdut puterea divină, Dumnezeu a plecat. Ne-a părăsit și nu ne dă voie să ne dăm seama sau să avem voință proprie să ne apărăm. Nu ne dă voie să ne apărăm. Din cauza asta guvernanții dau aurul, dau petrolul, dau gazul la toți, fac tot ce li se spune. Pentru că noi ne închinăm la idol din cauza asta. Noi nu-L avem pe Dumnezeu deasupra, că dacă L-am avea pe Dumnezeu deasupra, ar însemna să ne limităm, să nu ne facem case mai mari, să ne mulțumim cu puțin, să fim simpli, să fim modești. Nu suntem asta. Dacă nu suntem asta, ne-a dat în mâna stăpânilor lumii. Stăpânii lumii pot să facă ce vor cu noi, absolut ce vor. Și noi nu vom putea să ne apărăm, nu e de voie. Deci lor le-a dat voie să ne jefuiască. Zice acolo în Biblie, vă dau toate popoarele ca să idolatre în mâna voastră, să faceți ce vreți cu ele, să le jefuiți și să le stăpâniți. Păi asta se întâmplă. Și la fel am făcut o extrapolare cu femeia și bărbatul. Dacă femeia este idolatră, toți bărbații o stăpânesc. Pentru că nu-i dă voie Dumnezeu să se apere. Ea nu va vedea, ea nu va fi deranjată când discută cu bărbații. Da, va zice că e normal. Zice că Da, e normal, da. Da. Și da. Acolo se întâmplă sexul ăsta fără atingere. Continuu. Și face sexul ăsta cu mai mulți bărbați. Și din cauza asta capătă în interior o formă de răutate. O formă de răutate. Pentru că răutate... În primul rând și ia programele de la bărbați. Da. Ale ajutoase. Și în al doilea rând îi crește și ego-ul. Că uite, ăștia mă plac. Exact. Da. De aici vine răutatea. Că se vede că este apreciată de mai mulți bărbați și se simte... Deci apare o formă de mândrie. Mândria este răutate. Mândria, turfia este răutate. Da. Și acolo, din cauza asta, dă în răutate. Da. Deci prădătorii știu foarte bine chestia asta. Deci ele îi țintesc întotdeauna femeile care sunt religioase, sau cum să zic eu, respectă precepturi religioase, tradiții și obiceiuri. Da, și pe alea sunt foarte vulnerabile, pentru că nu le dă voie Care Dumnezeu sunt să extreme, cred că alea sunt vânate, extremele. Da. Și vine automat. Și vine toată viața, aici e problema. Deci toată viața vin bărbații spre ele și încearcă să se apropie de ele. Și ele nu vor vedea. Da. Doar conjunctura le salvează, conjunctura. Dar dacă stă prea mult cu un bărbat străin, nu poate să cadă oricând. Da. Bun, mergem mai departe. De aceea le răspândesc 12 lumini care corespund unirii celor 6 lumini ale palatului de jos cu cele 6 lumini ale palatului de sus. Cel care știe să unească aceste palate atrage voința lui Dumnezeu de sus în jos, ceea ce vrea să spună că îl face așa încât voința lui Dumnezeu să se îndeplinească în dragoste, pe pământ ca și în cer. În acest palat se află Moise, care a murit printr-un sărut de dragoste. De aceea acest palat se cheamă Palatul lui Moise. Spiritul care îl locuiește este un spirit de dragoste, de unire, căci el face unirea în dragoste a celor 6 lumini de jos cu cele de sus. Deasupra tuturor acestor spirite este așezat Mihail, marele conducător ceresc, sub ordinele căruia se află mai multe mii și mai multe sute de milioane de îngeri.
Mihail este însărcinat să delecteze sufletele celor plini de zel, arătându-le cum se degajă lumina cerească din fluviul care conduce în lumea viitoare. Gardianul lumii. Stă scris, dacă Domnul nu construiește o casă, în zadar lucrează cei care o construiesc. Dacă Domnul nu păzește un oraș, în zadar vechează cel care îl păzește. Foarte frumos asta. Faină, și da. dacă nu-i Dumnezeu cu tine, ești terminat. Da, poți să faci tu ce-i facem. Da. Dar acum să înțelegem ce înseamnă Dumnezeu cu tine. Înseamnă să nu faci ceva pentru tine. Când nu faci ceva pentru tine, atunci Dumnezeu este cu tine și numai atunci. Adică când te dăruiești total celorlalți, atunci Dumnezeu e cu tine și te va ocroti în toate situațiile de viață. Adică scopul vieții tale să nu fii tu. Scopul vieții tale să fie ceilalți. Exact ce s-a întâmplat cu prietenul meu, cu Jepimar. În clipa în care l-a întrebat de ce vrei să trăiești, a dat răspunsul perfect, ca să ajut oamenii. Și piatra a intrat la loc. Asta se întâmplă. Ești cu Dumnezeu numai când faci totul pentru ei. Scopul vieții tale, adică depinde tot ce faci, te gândești ce țintă, ce scop am eu, majoritatea oamenilor, ca să câștig bani, să-mi fac o casă, să-mi iau o mașină, să mă plimb, nu știu ce, deci pentru ei. Și atunci totul se destramă în fața lor și nu merg lucrurile bine și chiar dacă forțează, ei irosesc. Și chiar dacă au bani, pierd banii. De soluția ca să ai realizări în viață și succes este această dorire continuă pentru ceilalți. Că din dăruirea aceasta îți vine din față. Exact cum povestea Gabriela, că tatăl ei muncea la câmp, este munca, munca care a dat putere să se opună plăcerii, da? Și din munca aceasta a avut putere, a avut put și din împotrivire la plăcere, a avut putere să. Adică nu a mai fost nevoie să ia insulină, să facă injecții și a dispărut diabetul. Dacă ai ascultat. Ne-am apucat. Vai de mine cum este. Este excepțională. Se scapă de diabet. Deci tatăl ei, un om de la țară, a înțeles mecanismul și refuză plăcerea. Și în același timp muncește mult. Deci se încarcă cu o energie subtilă. Energia subtilă ce înseamnă? O mulțumire de sine. O stare de... cum să zic eu? De împlinire. Ăsta e cuvântul, de împlinire. Starea asta de împlinire, din această stare de împlinire, a avut puterea să refuze plăcerile, că nu putea să le refuze. Și mănâncă foarte puțin, refuză tot ce este plăcut, da? Zahăr, chestii, pâine, nu mănâncă. Deci se autolimitează tot timpul și a dispărut diabetul. S-a dus la doctor, doctorul n-a mai găsit diabet. Și a întrerupt tratamentul și făcea injecții cu insulină. Deci uite ce forță are. Că diabetul este o boală a oamenilor care sunt atașați puternic de fericirile acestei lumi, de plăcerile ei. Asta e diabetul. Și dacă frânezi plăcerile, atunci dispare diabetul, că diabetul e o metodă divină prin care este înfrânată lăcomia de viață, prea multă dorință. De fapt, toate bolile țintez numai lăcomia de viață, în toate formele posibile. Asta e, de fapt, singura boală, lăcomia de viață. Prea mult bine pentru sine este boala. Preocuparea exagerată pentru binele propriu. Și ca să-L ai pe Dumnezeu cu tine, ca să poți să construiești o casă, cum zice aici, nu? Sau să se păzească un oraș, tu trebuie să trăiești jos, jos de tot, în înfrânare, în restrângere, în smerenie, în simplitate și în modestie, în împuținare. Deci Dumnezeu este numai acolo unde ești jos. Este și în sus când te duci în exagerare, de acolo e distrugător, acolo e un Dumnezeu distrugător. Te duci spre bogății, spre a avea cât mai mult, dar va trebui să plătești chestiile acestea pentru că materia nu poate fi esențializată, pusă pe primul plan, pentru că fii secundară îți ia din viață. Mașina mai frumoasă îți ia din viață, casa mai mare îți ia din viață, mai mulți bani îți ia din viață, totul este... Se pierde viață. Din cauza asta, toată civilizația noastră, de fapt, este o civilizație a morții. Este o civilizație care se închină la moarte. Este un ritual al morții. Totul, de la școală, copiii merg la școală fericiți, nu știu ce, dar e un ritual al morții acolo. Învață să fie polarizați, să fie poziționați. Așa da, așa nu. Deci îi împarte. Atunci au gândirea asta polarizată.
Când ea polarizată îi face să fie soldați toți, să pe celălalt de lângă ei să-l vadă dușman, să lupte numai pentru binele lor, deci îi dezumanizează. Se pierde natura noastră divină. Natura divină nu caută binele său și nu vede ceva diferit niciunde în lume. Pentru el totul este egal. Se dăruiește egal la tot ceea ce există. Nu face deosebire sau diferență. Deci, cel mai important lucru în viață este ca Dumnezeu să fie cu noi, dar ca să fie cu noi, trebuie să nu fim noi cu noi, cu eul acesta. Adică să evităm binele propriu, să ne împotrivim binele nostru. Și cu cât te împotrivești mai mult, cu atât te apropii mai mult de Dumnezeu. Când te depărtești de lume, te apropii de El. Asta este. Când nu e una, e alta. Nu se poate sluji la doi stăpâni. Da, mai departe. Remarcați că atunci când i-a plăcut Domnului, binecuvântat fie numele Lui, să creeze lumea, a făcut să iasă un fluid din partea din lumea primitivă, care a risipit tenebrele, a coborât și divizându-se în 100 de cărări mari și mici, a constituit această lume. Lumea noastră formează centrul lumii cerești. Ea este înconjurată de uși care duc în lumea superioară. În fața fiecăreia din aceste uși se află cuiburi de păsări, adică legiuni de îngeri de diverse specii. Pui puțin. Deci, Da. părerea mea este că Zoharul, Cartea Splendorii, este de fapt o carte care multiplică confuzia. Este o metodă prin care se vălurește, se pun văluri peste Și te împrăștie. te împrăște în alte Te împrăștie, direcții. da, te împrăștie Nu în fel și fel mai de... înțelegi nimic acolo. Deci este o confuzie. Deci vrea să ascundă. Este pentru ascundere. Deci e o carte care blochează înțelegerea. Are, știi că am mai discutat noi mai înainte, care are același stil ca și Biblia, adică multă polologie și când și când mai găsești câte un adevăr. Da, dar sunt citate din Biblie la care ele sunt Da, bune. da, da. Da. Nu de la el. De la el eu n-am găsit o înțelegere. N-am găsit o afirmație care să... decât citatele din Biblie. L-am Nu, subliniat. Am mai spus mai devreme că am mai Am mai spus? subliniat. Da, da. Așa accidental. Da. Da. Auzi că lumea Am noastră este spus conjurată de măcicate. uși care duc în lumea superioară. Da. Un arbore mare cu crengi bogate dă hrană păsărilor și oamenilor de aici. Acest copac se ridică în mijlocul a trei stânci, ramurile lui ating și cerul și pământul. Casa de aici este stropită de acest arbore, ei protejată de ramurile lui care ascund și alte comori prețioase. Legiunile cerești nu au cunoștință de această casă. Copacul este vizibil ziua și ascuns noaptea, în timp ce casa se vede când ea noapte și rămâne ascunsă ziua. Lumea de aici nu are putere decât când tenebrele o acoperă și toate ușile de care e înconjurată și care o pun în legătură cu lumea cerească sunt închise. Numeroase spirite parcurg spațiul dorind să știe ce se întâmplă acolo. Aceste spirite trec de păsările care păzesc ușile cerului și după ce zboară în această lume, se întorc la păsări și povestesc ce au văzut. Strigătele oamenilor care înalță imnuri și laude Domnului deschid două uși, una la sud, cealaltă la nord. Când oamenii în această lume ridică imnuri și laude flăcării cerești, aceasta coboară în liniște în casa din această lume și casa se umple de o lumină intensă care își aruncă razele în toate cele șase direcții. Aceste lumini îi alimentează pe haioții sfinți, așa cum stă scris. Ele servesc la a adăposti toți haioții din câmpii. Cântul haioților continuă până dimineața, dar în zori de zi, stelele și toate corpurile cerești și armatele lor intonează imnuri de glorie lui Dumnezeu, așa cum stă scris. Că naștri dimineții laudă cu toții și toți copiii Domnului sunt transportați de bucurie. Remarcați că versul, dacă Domnul nu construiește o casă, în zadar lucrează cei care o construiesc, se aplică regelui ceresc, care construiește în mod constant casa din această lume, datorită coborârii sale de fiecare dată când laudele se ridică din această lume spre el. Și salmistul adaugă, dacă Domnul nu păzește un oraș, în zadar veghează cel care îl păzește. Dacă regele ceresc nu făcea să fie păzite toate ușile care înconjoară lumea pentru a împiedica spiritele demonului să pătrundă aici, lumea nu ar fi putut să subziste, așa cum stă scris, căci nu va mai fi vreun necircumcis sau impur care să treacă dincolo de voi. Cine este acest necircumcis? Cine este acest impur? Este un singur și același spirit, cel care l-a sedus pe Adam și femeia lui și a adus moartea în această lume.
și tot El e Cel care continuă să murdărească lumea aceasta până în ziua când Cel Preasfânt, binecuvântat fie numele Său, îl va face să dispară de deasupra pământului. Acesta este sensul cuvintelor: dacă Domnul nu păzește un oraș. Care poate? A patra parte, Israel și Mesia. Aoleu. Istoria mistică a lui Israel, de la Adam la Mesia. Stă scris: binecuvântat fie numele lui Dumnezeu din vecinicie și din vecinicie în vecinicie, căci a lui e forța și înțelepciunea. Scriptura vrea să spună prin cuvintele: pentru că a lui e forța și înțelepciunea, înțelepciunea eternă nu poate fi decât a lui Dumnezeu. Oamenii fiind prea slabi pentru a o poseda, pentru că cel prea sfânt, binecuvântat fie numele lui, făcuse să coboare în lume misterul înțelepciunii. Oamenii au fost atât de tulburați încât au vrut să-i declare război. De aceea Dumnezeu dezvăluise primului om misterul înțelepciunii superioare. Și datorită acestui mister care i-a fost revelat, Adam a cunoscut treptele cerești. Și la sfârșit prin a se atașa de spiritul tentației, ceea ce a avut drept consecință faptul că izvorul înțelepciunii a secat în el. După ce s-a căit, misterul care îi fusese divulgat și pe care luptase în urma păcatului său, i-a fost din nou revelat, dar nu în aceeași măsură ca mai înainte. Cartea cerească, conținând misterul înțelepciunii, a fost transmisă de Adam altor oameni care, la rândul lor, pătrunzând acest mister, l-au iritat pe Dumnezeu. Dumnezeu a revelat misterul înțelepciunii lui Noe, care la început a îndeplinit voința lui Dumnezeu, dar ce spune apoi Scriptura despre el? Și el a băut vin, s-a îmbătat și a apărut gol în cortul său. Dumnezeu i-a încredințat misterul înțelepciunii lui Abraham, care a profitat de asemenea pentru a-l servi pe cel prea sfânt. Binecuvântat fie numele lui, dar el sfârșit prin a-l zămisli pe Ismael, care l-a iritat pe Dumnezeu, binecuvântat fie numele său. Tot așa Isaac îl zămisli pe Esau. Iacob, la rândul său, se însură cu două surori, ceea ce era contrar legii. Dumnezeu îi revelă misterul înțelepciunii lui Moise și ce spune apoi despre el Scriptura. Dar nu la fel este cu Moise, care este servitorul meu prea fidel în toată casa mea. Nu a mai existat un servitor fidel ca Moise, căci chiar dacă el cunoștea toate treptele cerești, nu a fost niciodată tentat să se atașeze alteia decât celei care constituie misterul suprem. Dumnezeu a încredințat de asemenea misterul înțelepciunii supreme regelui Solomon. Și ce spune despre el Scriptura? Pintele lui Solomon și în alte locuri, viziunea profetică a unui om care l-are pe Dumnezeu cu el și care, avându-l cu el, poate face totul. Solomon și-a spus: pentru că Dumnezeu este cu mine și pentru că înțelepciunea eternă se află cu mine, pot face ceea ce îmi place. Care a fost deci consecința? Scriptura spune: și Domnul l-a trezit pe Satan împotriva lui Solomon. Deci când s-a mândrit, da? În Da. clipa respectivă, deci când te mândrești, te pui pe tine pe primul plan, vine imediat întunecatul. Adică vine Dumnezeu sub formă de chiar și asta e o mândrie, invers. Că spun că Dumnezeu e cu mine. E tot o mândrie. Sigur, da. Da. Remarcați că revolta acestor oameni împotriva celui preasfânt, binecuvântat fie numele lui, proiectul lor de a construi un turn ca și toate faptele lor rele, nu au avut altă cauză decât o cunoaștere limitată a misterului înțelepciunii antice. În clipa dispersiei lor, ei au fost privați de cunoașterea acestui mister. Ei au fost de asemenea privați de puterea de a face orice. Dar va veni o clipă în care cel preasfânt, binecuvântat fie numele său, va aduce înțelepciunea în lume, așa cum stă scris: voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Dumnezeu spune deci: nu voi mai trimite înțelepciunea mea eternă oamenilor, așa încât ea să poată să-i conducă la cădere, așa cum s-a mai întâmplat, dar voi face așa încât să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Deci, uite ce reiese, că înțelepciunea duce la cădere. Sigur că e polarizare. Da. Înțelepciunea lumii e polarizată. Așa da, așa da. Nu. Nu e adevărata înțelepciune. Adevărata înțelepciune divină este și da și nu. Adică și ca mine și ca tine. și ca mine și ca tine, da. Da. E un cântec, parcă. Și ca mine și ca tine. E un cântec. Da, chiar că.
Da, e o trupă. Trupa Hara. Da. Da? Da, trupa Hara are versiunea Și asta. ca mine și ca tine. Da. Trupa Hara să pui, să vezi că îți dă melodia. Da. 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 Și ca mine și ca tine. Da. Ăla este divinul. Deci înțelepciunea divină e diferită de înțelepciunea aceasta polarizată. Iar Biblia are niște linii acolo de înțelepciune divină, dar majoritatea este înțelepciune umană, polarizată. De ce au făcut chestia asta? Pentru că înțelepciunea polarizată ne face să ne luptăm unii cu alții, ne divizează. Deci funcția mare a Bibliei, ca să zic așa, cam 98% din Biblie e polarizare. Da. Deci este ca să te despartă. Foarte puțin este Biblie Sfântă. Noi o să extragem Biblia Sfântă, o să fie o chestie dumnezească, sunt numai citate, nu sunt comentariile noastre acolo, sunt numai citate. Și când le citim, putem să le citim ca o rugăciune, așa, și îți dă putere, pentru că când vezi că Dumnezeu e peste tot, dispare eu, că a dispărut eu, te înalță, te înalță. Deci are Da. funcție de exorcizare, funcție de întărire a sufletului, de eliberare de satana. Deci o să fie o carte deosebită. Dar Și prorocii, dacă te aduci aminte, au fost, nu știu, foarte încărcați cu energie benefică când îi exact. citeam, deci erau extraordinari. Cred că Și n-am vorbea prins atât puțin de acolo. mult. Erau 3, 5 versete și gata. Da. Pentru că la Iisus, fiul lui Sirach, au insistat să ne divizeze și la Proverbele lui Solomon la fel. 52 de capitole. Praf ne-a făcut. Deci era esențial să vedea care era scopul lor. Și a fost texte adăugate la Vechiul Testament, dar nu aparțin la Vechiul Testament. Da. Asta e. După mine, două lucruri sunt importante în Biblie. Primul lucru este că Dumnezeu e în toate pozițiile și asta e clar. Iar al doilea lucru este propoziția care zice, pentru că voi vă închinați mie, pe toate popoarele din jurul vostru care sunt idolatri, se închină la mântuitori, îi voi da în mâna voastră. Deci fenomenul ăsta se întâmplă acum. Ăștia dețin 92% din bogăția lumii. Păi, e fantastic. Și nu poți să le faci nimic ca că Dumnezeu e cu ei. Din cauza că noi suntem idolatri, ne-a dat în mâna lor. Dar ce ei sunt bogați? De-aia este pe tot pământul, pentru că nu e vorba numai de religie, e vorba de orice idolatrie și fiecare țară are idolatria ei, mai Da. mult sau mai puțin, Pe când da. ăia cu codițe, oameni, evreii cu codițe se duc în jos. Da. Deci acolo e Dumnezeu. De ce nu se duc în sus? De ce nu se îmbracă și ca toată lumea? De ce nu au de toate? N-au nimic. N-am văzut o mașină pe stradă. Da. Înțelegi? Deci sunt foarte modești. Modestie. Bine că au și radicalismele lor. Respingă pe idolatri. E normal să respingă pe idolatri. Da, eu iar vin aici, rămân. Da, așa e bine și așa. Adică, eu înțeleg că la idolatru, dar nu e treaba mea să-l scuip când trece pe stradă. Da, idolatru distruge lumea. Și nu Da, și scuipă, dacă, nu da, și scuipă dacă evreul, Dumnezeu îl scuipă. Și oricum Dumnezeu îl scuipă. am înțeles. Dar dacă eu am comportamentul ăsta, cu ce se schimbă? Să Păi devin rea. are pentru că poate îi vine minte la cap, poate își dă seama despre ce e vorba. Păi cum să-și dea? Cum Deci să-și dea? scuipatul acela nu este un lucru rău. Faptul că un idolatru e scuipat, îi scade din Umilește. energia Da. telurică. Păi face bine. Trebuie să fii Umilește. scuipat tot Da. timpul. Și toate necazurile care vin sunt foarte bune. Și înșelarea este foarte bună. Și trădarea și minciuna și hoția. Să fie furat. Are nevoie să fie furat. Idolatrii vă fi furat. Idolatrii vă fi stăpâniți în toate modurile. Pentru că Dumnezeu a zis, vi dau în mâna voastră să-i stăpâniți. Puteți să-i jefuiți, puteți să faceți ce vreți cu ei. Puteți să-i omorâți. Așa a zis Dumnezeu. În Vechiul Testament o să scot în evidență propoziția aia. Pentru mine, propoziția de bază sunt două. Aceea că Dumnezeu e în toate pozițiile și aceasta că Dumnezeu a zis, cel care este idolatru, îl dau în mâna voastră
Deci îi vedeți ține de pe tot pământul și pe ăia nu-i dau voie să se apere. Noi suntem în Da. poziția asta, România este în poziția asta, nu le dă voie. Și toți idolatii, o România, miliarde de idolatii, lumea, nu toată numai. lumea, nu le dă voie să se apere. Pot să facă ce vor. Nu le dă. Ca să se apere, să renunțe la salvatori. Dar nu pot, pentru că ele, salvatorii, sunt fixați prin tradiții și obiceiuri. Înțelegi? Cum să renunțe la... Că ei se iau, dacă ei se iau după ceilalți întotdeauna. Ai văzut experiența aceea cu camera de așteptare? Că se Da, ridicau ea în sus, a da. ajuns și femeia aceea să se ridice în sus, că așa făceau toți la clopoțel. Da. Sau experiența lui Douglas Mock cu liniuțele. Erau 9 persoane care erau vorbite, așa, și ultimul nu știa despre ce era vorba. Și ăia toți au zis că linia cea mai mică e cea mai mare. Și era evident că nu putea să fie așa ceva. Și el a zis ca ceilalți. Deci noi întotdeauna ne luăm după ceilalți. Chiar, Da. deci împotriva judecății noastre, împotriva evidenței, noi întotdeauna Adică am nu mai dat peste existăm. un experiment asemănător filmat, dar au fost două, în experimentul ăla din ăștia neștiutorii care intrau acolo, au fost două femei și un bărbat care nu s-au supus. Și au venit și i-au scos de acolo. Că le strica jocul, că dacă era unul care nu se Păi, în ridica. experimentul cu camera de așteptare au introdus unii care nu făceau. Și începuse după aceea câte unul să nu mai facă. La sfârșit, după ce i-a La pus pe toți, sfârșit, da. la sfârșit au inversat. Să Da. arate că orice îi face, tot omul să dă după tine. Da. Da, ca să fii cu turma. Mai departe. Patriarhii, venirea lui Abraham. După ce omul a păcătuit, totul a fost îndepărtat din această lume și pământul a fost blestemat, așa cum stă scris. Pământul stă să fie blestemat din cauza ta. Și în altă parte stă scris. Când vei cultiva pământul, el nu-ți va da deloc rodul său. Și în altă parte, el îți va produce spini și mărăcini. Apoi, Ne opuim. Sunt obsedat de propoziția de la capitolul care s-a terminat, când zice, dar voi face așa încât să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Deci voi face așa încât să urmați poruncile mele. Deci cum face chestia asta? Ne dă, deci vine sub formă de presiune. Cu cât noi da. suntem mai strânși de idol, ne ținem mai strâns de idol, cu atât ne forțează mai mult să renunțăm la ei ca să respectăm poruncile. Da. Deci, Plus că e eu un fel cred de că promisiune. e vorba și de o prostire. Ne va prosti Dumnezeu, că zice, nu voi mai trimite înțelepciunea asta pe care punem noi preț. Deci vom ajunge simpli în gândire. Nu vom mai fi atât de filozofi, atât Ne de... conduce, ne conduce, ne conduce în cădere. Da, exact. Păi toată filozofia asta noastră ne conduce la Deci el cădere. acționează și prin cădere. Acționează și prin polarizare. Da. Deci el nu este numai plus și minus la un loc, este și, cum să zic eu, acțiunea, lucrarea de polarizare care aduce suferințe. Deci el e și pe sistemul celălalt. Bine că ambele părți ne duc tot la divin, dar pe o parte, pe polarizare ne duce cu suferință. Dar el este și acolo. Da. Noi dacă vrem să evităm suferința, uite, trebuie să renunțăm la idol. Dacă nu renunțăm la idol, îți vine din față, sub formă negativă și îți distruge idolii, pe invers. Da. Deci ce ai pus pe primul plan? Ai pus dreptatea, îți vine pe nedreptate. Ai pus nepăcatul, îți vine sub formă de păcat. Mereu pe dos îți vine. Da? Și ți le Da. distruge. Că întotdeauna este principiul de la ego. Îi dai puterea adversarului și victoria. Adică tu întărești pe Dumnezeu împotriva ta, și te va zdrobi cu siguranță. Deci nu Da. este cale de întoarcere aici. Întotdeauna va trebui să fie distrus. Deci idolatria va aduce din față întotdeauna distrugerea. Uite, Idolatria. am o întrebare, că vorbeam cu fetele. Apropo de energiile astea dintre femeie și bărbat care se manifestă, Acela de studii să le înregistrați, că sunt superbe. da. Și vreau chiar vreau să te întrebăm pe tine dacă e așa, că noi vorbeam între noi. De exemplu, când un bărbat, sub orice formă, chiar de dăruire, îți dă ceva. Nu e așa că energia aia, de câte ori folosești lucrul ăla, energia aia se duce la bărbatul ăla care ți-a dat lucrul ăla?
Păi nu-ți dă gratuit niciun bărbat ceva. Păi asta, da. Deci un bărbat serios, cu minte, nu-i dă femeii nimic. Decât dacă este iubire Da. acolo. Dacă e Da, iubire, da, nu se da. discută. Dar dacă nu e iubire, el e în cucerire. El e în seducție. Și el folosește ocazia asta, ca să atragă atenția, ca să cucerească. Deci, din cauza asta, Da. femeia n-are voie să primească de la un străin nimic niciodată. Da, bun. Să zicem că s-a întâmplat, nu s-a știut, nu s-a înțeles, mă rog, care ar fi. Dar acum, când înțelegi, e necesar să te debarasezi de lucrul ăla, pentru că nu, de câte ori vei folosi, energia se va duce Energia, da, cu tot programul pe care îl are omul acolo tot înscris în programul. obiectul Da, respectiv. Deci exact. cumva să scap de obiectul respectiv, că e Da, acolo. Și da. când l-ai luat în mână, te-a cuplat cu el și că de aia Asta se dă. vorbeam noi, da. De aceea fac bărbații chestia asta, ca să fie o amintire, să se amintești de mine. Da, Uite, da. te uiți, el când cumpără ceva, cumpără în așa fel încât să dureze cât mai mult. Da, Ca da. să-ți amintească de el. Deci să faci o legătură cu el energetică. De aia fac chestia asta. Deci face parte. Ți-a băgat calul troian în curte. Exact, da. Și aia este. Și faptul că tu renunți la obiectul respectiv e exact decuplarea aia de care ai nevoie, adică Exact. chiar ai rupt legătura cu bărbatul. Iar în cazul de iubire, când se iubesc, când primește de la bărbat ceva, și ea trebuie să dea înapoi bărbatului. Da. Înțelegi? Că altfel, el, dacă dă numai el, el se transformă în seducător. Da, Chiar dacă da. este iubirea acolo, intră în tehnica seducătorului. Pe altă energie intra. Este iubirea acolo, dar el, dacă doar el dă, atunci ea păstrează și, de fapt, intră în modelul seducătorului, devine seducător și se Da. schimbă și în comportament. Da. Adică nu mai este așa grozavă iubirea. Deci trebuie neapărat femeia, când primește ceva la bărbat, să dea în schimb Ce ceva. înseamnă să dea în schimb? Neapărat dacă a primit material, să dea material sau poate să-i dea aprecierea ei, Nu, mulțumirea, material. grijă, tot Material la material? material. Oh, ok. Deci te scoate în oraș și îl scoți tu în oraș sau cum? Da, reciprocitate. Bun. Uite, asta e ceva Să se nou. învețe tot timpul să facă reciprocitate. În iubire, reciprocitatea este de fapt cea Păi care și dacă femeia consolidează. nu lucrează, de exemplu, nu lucrează, de unde să-i dea material? Păi, Tot cere din și ea banii la lui? părinți niște bani la un prieten, ceva, ei, nu Pe lucrează. cât poți să-i ceri? Doar să-i spui lui să înceteze cu datul materialului. Știi? Este vorba despre perioada de cunoaștere, De cunoaștere. Deci nu vorbim de de acum apropiere, după ce s-a intrat în da. relație. Nu, când a intrat în relație, nu mai. Și acolo în relație trebuie să fie reciprocitate. Da, dar Adică dacă nu el vine... face jertfă de sine, se facă și ea jertfă de sine. Și Da, dacă face asta ea e jertfă de sine, se singur. facă și el jertfă de sine. Asta e chiar și O lucru. relație se oprește în clipa în care nu există reciprocitate. Da. Când numai femeia dăruiește, s-a terminat. Bărbatul se învață leneș, exact cum ai zis tu, cere lingurile din spatele lui să-i le Da, dea soție. da, Imposibil, incredibil. da. Dar știi cum era sertarul? Deci trebuia să se dea el la o parte puțin ca să deschizi sertarul. Deci nu că era să întinzi nu știu cât mâna. Era în bucătăria mică. Da, Da. incredibil. Acolo nu e armonie, acolo e conflict în Da. familia respectivă. Lipsă de apreciere și mai departe. Pe cum ar fi să iubești pe cineva și să îl pui să te servească? Iubirea nu cere să fie servită, ea servește. Da. Iubirea nu are nevoie să fie servită, că numai iubire. În clipa în care cineva și acum, la orice vârstă, în familie, dacă cineva cere să fie servit, acolo gata, s-a terminat cu iubirea. A pornit destrămarea. Este pur și simplu profiți. E un Mai profit. profit, dacă eu pot Da. să fac chestia, de ce să fac eu în condițiile în care iubirea doar dăruiește? Da. Înseamnă că a pierdut iubirea. S-a pierdut. Sau poate n-a avut-o niciodată. Sau poate n-a avut-o niciodată, da. Nici n-aș știu ce e aia, da. Cu siguranță. Femeia trebuie să se uită dacă bărbatul face sacrificiu pentru ea. Dacă nu face sacrificiu continue pentru ea, atunci nu funcționează.
Dacă e preocupat numai de sine, de binele său, de fericirea lui, dacă nu dă niciun ban în casă, dacă nu se jerfește, dacă nu se duce la cumpărături, dacă reține totul pentru el să se îmbogățească, acel Dar bărbat. poate să dea și bani în casă, dar la unii bărbați aici se termină. Deci, uite, eu ți-aduc bani în casă și s-a terminat. A zis că și-a făcut datoria, gata. Da, dar e mai rar situația asta cu banii în casă. Da. Nu prea am auzit eu. Poate o fi. Nu, e destul de Da. frecvent. N-am întâlnit la fete să aud că nu le dă bani în casă. Da. Dar trebuie să vină cu dovezi tot timpul, să sară în ajutor. Păi asta face omul, când iubește ce faci? Sară în ajutorul celuilalt. Știi ce să faci ca Da. să fie mai bine. Mai departe, venirea lui Abraham, suntem la Spin sau unde, la Noe. Nu, apoi a venit Noe și a inventat sapa și plugul. Dar, după Scriptură spune despre el, după Scriptura spune despre el, și el a băut vin, s-a îmbătat și a apărut gol în cortul său. După Noe, locuitorii acestei lumi s-au făcut vinovați în fața Domnului, binecuvântat fie numele Lui. În urma tuturor acestor păcate, forțele pământului au fost ascunse din nou. Așa cum era și înaintea creării omului, în această stare era lumea înaintea sosirii lui Abraham. Dar imediat ce Abraham a venit pe lume, florile au apărut pe pământ. Forțele ascunse până atunci în interiorul pământului și-au croit din nou drumul. Termenul sosise timpul de a cânta desemnează clipa când cel preasfânt, binecuvântat fie numele său, a ordonat lui Abraham să se circumcidă. Deci, datorită alianței, al cărei simbol este circumciziunea, toate evenimentele enumerate în acest verset s-au împlinit. Datorită ei, lumea s-a întărit și verbul celui preasfânt, binecuvântat fie el, i-a apărut lui Abraham, așa cum stă scris, și Domnul i-a apărut lui Abraham. Ei ci că folosesc circumciziunea asta ca să-și diminueze plăcerea, că s-a părea că e o plăcere mai mică acolo. Deci e ok așa să intervii în cum a creat Dumnezeu, na, te-a creat așa într-un anumit fel și tu să Nu intervii. e normal. Nu e normal, nu? Nu. Normal ar trebui să te Dar abții de i-au accentuat nu pe faptul fizic, circumcizia în sine, operația fizică, da. au accentuat pe faptul că circumcizia ar fi cumva despărțirea de lume. O etapă de dezvoltare a tânărului în care el de fapt dă dovadă sau dă semn că el nu mai pune lumea pe primul plan. Deci Cam e asta tot e semnificația. Deci ei, simbolism. simbolism, i-au zis că partea asta simbolică este importantă. Și e invers. Partea simbolică e corespondență în fizic, în operația aceea fizică. Dar ei se uită numai la partea simbolică. Când și tânărul, când îi se întâmplă chestia asta, de fapt tânărul se gândește la partea asta simbolică, că el de fapt a fost despărțit de lume. Da. L-a ales pe Dumnezeu, ceva în genul ăsta. Nu știu, în amănunt semnificațiile spuse de ei. Noi le-am citit, dar nu le-am acordat toată atenția. Da. Iubirea lui Abraham. Scriptura spune, și îl vei iubi pe Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată averea ta. Cu toată inima înseamnă cu cele două predispoziții ale inimii spre bine și spre rău. Cu tot sufletul înseamnă cu cele două duhuri, cel al binelui și cel al răului. Vezi, să-L iubești pe Dumnezeu și așa și așa, cum îți vine El. Exact cum discutam noi, sigur. Da. Cu toată averea ta înseamnă de orice natură ar fi această avere, fie că ea provine dintr-o moștenire sau din comerț, trebuie să o pui în slujba lui Dumnezeu. Rabbi Abba spune, cine iubește pe Dumnezeu este sfințit de grația divină și se arată compătimitor față de toți, fără să țină cont nici de corpul, nici de banii săi. Așa era dragostea lui Abraham pentru stăpânul său, încât îi consacră viața și averea. El nu ținea socoteală nici de fiul său, nici de soția, nici de banii săi. El O stătea... clipă, o clipă. Da. Când zice, fără să ține cont nici de corpul, nici de banii săi. Deci cine Sigur. iubește pe Dumnezeu nu se protejează pe sine. Ea mai sus zice, trebuie să o pună, deci averea să o pună în slujba lui Dumnezeu. Da. Pe cine face asta? Exact. Nu în slujba ta. Nu pentru Omul tine.
Dar nu De ce? muncesc eu pentru mine să-mi fac cămările pline. Revenim la Guță. Guță, Da. scopul vieții lui nu-i pentru el. Ai văzut că trăia într-o baracă. Ai văzut filmul? Da, eu nu prea aș crede, da, bine. Trăia într-o baracă. Și Vă tot ce lămâi. făcea el, făcea pentru ceilalți. Adică scopul vieții lui era să le facă, să le fie bine ceilalți. Deci nu pentru el. Și într-adevăr a filmat acolo. În camera respectivă avea în cuier trei haine. Și Da. mai încolo mai avea două, trei. Și nu avea nimica. Deci era goală, camera lui era goală. Nu avea Da. nimic. Și din cauza asta, neavând nimic și neavând o preocupare excesivă pentru binele propriu, atunci e Dumnezeu cu tine și te ajută, te susține în tot ceea ce faci. Te susține și din cauza asta, el putea să ajute foarte mulți oameni. Da. În departe. El stătea în încrucișarea drumurilor și dădea hrană tuturor trecătorilor. De aceea a fost încununat cu grația lui Dumnezeu, așa cum stă scris. Tu îi dăruiești grația lui Dumnezeu lui Abraham. Toate lumile sunt binecuvântate prin meritul unui asemenea om, așa cum stă scris. Și cei zeloși te vor binecuvânta. Da, deci când toți oamenii căruia le dăruiești te binecuvântează, dar și Universul te binecuvântează când dai. Toate lumile sunt binecuvântate prin meritul unui asemenea om, așa stă scris. Da. Rugămintea lui Abraham. La începutul rugăminții sale, Abraham a pus drept condiție a salvării Sodomei prezența a 50 de oameni cinstiți în acest oraș, număr corespunzând celor 50 de porți ale inteligenței, demne ele singure să salveze întreaga lume. Dar, văzând că nu erau 50 de drepți, Abraham a pus drept condiție prezența 45 de drepți, număr corespunzând valorii numerice a numelui Yahweh, scris cu litere pline. Acest număr echivalează cu valoarea numerică a cuvântului Adam. Am intrat în numerologie. Da. Acesta este sensul cuvintelor Scripturii. Și acum, Israel, ce îți cere Domnul Dumnezeul tău? Dar ne găsim 45, Abraham a pus drept condiție prezența a 40 de drepți. După ce sufletul celui drept care intervine în favoarea acestor vinovați pe care Dumnezeu își propune să-i pedepsească, își dă seama că numărul drepților este inferior lui 40. Îi spune Dumnezeu, stăpâne al Universului, poate sunt 30, ceea ce vrea să spună, poate sunt 30 de drepți care se silesc să studieze cele 32 de cărări ale înțelepciunii, adică cele 32 de reguli hermeneutice, pe ale căror căi sunt cuprinse cele 30 de trepte indicate în viziunea lui Ezechiel. Acest număr de 32 corespunde și celor 22 de litere alfabetului și celor 10 sefiroți. Apoi sufletul cere lui Dumnezeu dacă sunt 20, ceea ce vrea să spună, dacă sunt 20 de drepți care cer de două ori pe zi unitatea lui Dumnezeu, repetând versetul care începe prin cuvântul schema da. Și se termină prin cuvântul ehad. Ori valoarea numerică a cuvântului ehad este de 10. Și prin acest cuvânt recitat de două ori pe zi se obține 20. Alef reprezintă numărul 1, het numărul 8 și cuvântul însuși reprezintă de asemenea o unitate, în total 10. Cât despre litera dalet a cuvântului ehad, ea desemnează ușa de care vorbește regele David. Aceasta este ușa Domnului, cei drepți vor intra prin ea. Când sufletul nu găsește nici 20, îi spune Domnului, dacă sunt 10, ceea ce vrea să spună cei drepți care se ocupă cu cele 10 cuvinte prin care a fost creată lumea și cu cele 10 porunci, sau cei drepți care sunt totdeauna printre primele 10 persoane prezentate în casa de rugăciune. Dar când sufletul nu găsește niciun argument în favoarea oamenilor, se întoarce în regiunea superioară și acuzatorul face auzite acuzațiile la adresa vinovaților. Lot îl desemnează pe Satan, care este același cu spiritul tentației. El e așezat la Vezi? pământ. Satan e tentație, frumusețile vieții, plăcerile. Da. Satan reprezintă plăcerile. Când omul, nu specifică, dar Satan intră în funcțiune când omul pune plăcerile pe primul plan, atunci.
Când luăm mai mult decât avem nevoie, intră automat în... Omul își pierde cumpătul, își pierde buna măsură. Nu face cel mai prostii. Deci când a depășit necesitatea, el nu mai este uman. Se schimbă și culorile la el, devin cenușiu spre roșu. El a așezat la poarta Sodomei ceea ce vrea să spună lângă vinovați, dornic să-i antreneze în infern. Ce frumos spune să-i antreneze în infern. Dornic. Da. Viziunea lui Abraham. Misterul suprem constă și în trepte asemănătoare celor ale spiritului omului. Remarcați că în clipa în care Abraham pătrunde pe Pământul Sfânt, cel prea sfânt, binecuvântat fie numele lui, îi apare așa cum stă scris. Abraham a înălțat în acel loc un altar Domnului care i-a păruse. În această clipă, Abraham a primit nefeș și a înălțat un altar treptei de esență divină care corespunde acestei trepte a spiritului uman. Apoi Scriptura adaugă, Abraham a mers mai departe, înaintând spre sud. Ceea ce vrea să spună, el a primit Rona, Ronah. Și el sfârșește prin a ajunge până la treapta supremă, unde primește Neșama. Așa cum stă scris, și el a înălțat în acel loc un altar Domnului. Astfel, Scriptura vorbește în acel loc de Domnul Iahve, fără a face ca numele său să fie urmat de relativul care apăruse, așa cum fusese cazul în versetul precedent, pentru că acest nume desemnează această treaptă a esenței divine care corespunde lui Neșama. Această treaptă a esenței divine constituie secretul secretelor. Știind apoi că trebuia să fie curățat, adică supus încercării, uite ce înseamnă când ne suntem supuși încercării, suntem curățați. Pentru a merita aureola treptei superioare, Abraham a coborât fără să întârzie în Egipt, ceea ce vrea să spună, el a coborât din înălțimea sfințeniei sale pentru a aprofunda examinarea domniei lui Satan. În ciuda acestei coborâri, în regiunile inferioare, Abraham nu s-a lăsat sedus de lumile impure. Curățit după această încercare, Abraham urcă din nou la înălțimea sfințeniei sale. De aceea, numai după ce a fost curățat, spune Scriptura, și Abraham a urcat din Egipt, Scriptura vrea să spună, Abraham a urcat din nou pe treapta superioară și s-a așezat din nou credinței, așa cum stă scris, el a mers spre sud. Începând din acea clipă, Abraham a cunoscut misterul înțelepciunii supreme, s-a atașat celui prea sfânt, binecuvântat fie numele lui, și a devenit brațul drept al lumii. Deci spune aici că această treaptă a esenței divine, secretul secretelor, înseamnă că a fost supus încercării pentru a merita aureola treptei spre ea. Ca să fie curățat. Deci toate încercările noastre ne sunt. Curățit după această încercare. Deci toate încercările noastre sunt de fapt înălțare. Da, ne pregătesc pentru înălțare, de fapt, încercările, ne Deci curățăm. ne pregătești și ne și înalță. Da, dacă le trecem, zic, cred că ne înalță. Păi Dacă oricum, nu, nu mai vin. deci încercările, deci te doboară oricum, orice greutate Te vei face să să spui dai că drumul. dacă capătăm înaintea greutății, vei să spui. Da, zic, dacă cădem, dacă nu ne mai vine o încercare și încă o încercare, până reușim noi să Sigur ne că dăm da, drumul. sigur. Și, dar încercările ne întăresc, nu ne slăbesc. Ne întăresc la, dar la început cam te dezechilibrează așa, apoi începi tu să Păi nu, vezi ne dezechilibrează pe ego și foarte bine. ego, pe ego, da, Dacă sigur. faci deosebirea între ego și suflet și înțelegi că încercarea se referă la ego și că de Da. fapt pe ego îl scade și sufletul se bucură, atunci orice durere care apare în timpul încercării sau Da. greutății nu te deranjează pe Este tine. o victorie, E o da. victorie pentru suflet. Da. Da? Decât dacă te identifici cu ego. Dacă te identifici cu ego, atunci cazi. Că vine și Da. depășește puterea de a rezista egoului Da. și cazi. Dar sufletul se bucură și la căderea egoului și când cade se bucură. Deci sufletul câștigă oricum. La greutăți și la încercări, el câștigă întotdeauna. Da. Abraham în grota de la Macpela. Macpela. Rabbi Yehuda a spus, Abraham avea o mare dorință de a fi îngropat cu ai săi în grota dublă.
Înainte de a o îngropa pe Sara, Abraham intrase aici. Când a intrat pentru prima dată, a zărit o lumină. Pământul s-a dat singur la o parte și au apărut două morminte. În aceeași clipă a apărut Adam și a surâs lui Abraham, care a înțeles că el va fi îngropat în această grotă. El i-a spus lui Adam, te rog să-mi spui dacă presentimentul meu este exact, că este aici și un cort gata pentru mine. Adam i-a răspuns, cel prea sfânt, binecuvântat fie numele lui, m-a ascuns în această grotă în care am rămas de la moartea mea, precum o grăunță îngropată în pământ. Numai de când ai venit tu pe lume, am obținut mântuirea ca și mântuirea întregii lumi datorită ție. Da. Uite, eu mă gândesc așa cum zice aici cuvintele astea lui Adam. Înseamnă că oricare din noi reușim, practic noi mântuim o lume. Ce zici? N-am înțeles. Zic, fiecare din noi, oricare din noi am reușit, practic noi am mântuim o lume întreagă. Da, sigur că da. Pentru că suntem o acțiune pe un nod a pânzii Da. de pesca și atunci influențăm tot. Da. Oricât de mică reușita noastră, toată lumea beneficiază. Deci trebuie să facem acest efort. Și asta este speranța. Speranța omenirii este chiar tu. Chiar tu ești speranța omenirii. Dacă Da. tu reușești să te învingi pe tine și să ieși din matrixul ăsta, care aruncă vina în afară și vede numai rău și vinovați peste tot și înțelegi că nu e nimeni din afară vinovat, că ar însemna să fie Dumnezeu vinovat. Nu? Cum a zis Iisus? Și că totul depinde de tine, există speranță. Când îți dai seama că este speranță, totul, toată refacerea lumii depinde de efortul tău. De dorința ta de a elibera lumea. Deci, lumea se poate elibera numai datorită ției. Întotdeauna numai datorită ției. Deci Da. toată lumea așteaptă să o eliberezi tu. Toți așteaptă. Și e valabil și viceversa. Lumea poate cădea datorită nouă. Și poate să cadă de nou, da. Rabbi Simeon a spus, când Abraham a adus-o pe Sara în grotă pentru a o îngropa, Adam și Eva s-au ridicat și s-au opus acestei îngropări, spunându-i lui Abraham, suntem deja acoperiți de rușine pentru a nu fi respectat poruncile celui prea sfânt, binecuvântat fie numele lui, și pentru a fi cauzat atât rău în lume. Și voi veniți să măriți rușinea noastră prin contrastul care va fi între faptele voastre bune și crimele noastre. Oprim puțin ce înseamnă mântuire. Mântuire înseamnă să renunți la idol. Deci Da. mântuire, dacă nu se renunță la idol, omul nu se mântuiește. Și nu se știe asta. Da. Nimeni nu știe aceasta. Deci idolatria este cea care ucide sufletul, omoară om. Și datorită nivelului de idolatrie ne dă poziția numai de dincolo. Da. Practic, idolatria, pe scurt, este împărțirea asta în bine și rău. Atunci când pui etichetele că e bine sau că e rău și te-ai poziționat, ăla a fost un lucru. Deci după Da. împărțire încep să absolutizezi ceva, un bine. Da. Idealul, virtuții, reguli, principii, morală, binele propriu. Și când le absolutizezi pe astea, mai sunt. Este comoditatea, bunăstarea, belșugul, savoarea, stabilitatea, siguranța. Deci când le fixezi pe acestea și le fericirile lumii, când le fixezi, Da. atunci începe destrămarea. Da. Și este foarte frecventă chestia asta cu idolatria, toată lumea este idolatră. Da. Noi, de fapt, nu vrem să fim fericiți. Ca să fim fericiți, ar trebui să nu fim idolatri. Dar este o miză aici. Ca să poți să renunți la idol, noi știm foarte bine că idolii ce sunt mașina, casa, banii. Ăștia sunt idolii. Bunurile simbolice, virtuții, idealul, principii și reguli. Ca să renunțăm la ele, noi pierdem avantajele lumii acestea. Asta este miza. Deci trebuie să renunți la avantajele acestea. Adică pierzi casa, pierzi mașina, pierzi banii. Din cauza asta omul nu-l alege pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este văzut negativ, că ia din plăcerile vieții, din, uite, plăcerea, tentațiile, ce erau? Satana. Da. Nu? Da. Vrea cineva să renunțe la plăceri? Înseamnă, vrea cineva să se lepede de Satan? Nu vrea nimeni. Îngerul tentației. Îngerul tentației. Se poate, există
zone cum sunt evreii aceștia cu codițe, care într-adevăr, dar e un sistem acolo care trebuie cu tradiție, știi, o anumită cunoaștere, care îi ajută și ei sunt ramura aceasta adamică, cu Iacob, Iacob, Noe, Moise, ramura adamică, care este, se bazează pe apropiere pe Dumnezeu prin străduință. Iar Esau este tot o ramură de apropiere spre Dumnezeu, dar prin suferință. Da. Deci te apropii de Dumnezeu îndepărtându-te de El. Te îndepărtezi de El și atunci vine sub presiune mare împotriva ta că să te duc înapoi. Ca să poți să supraviețuiești, ai nevoie să pierzi. Și toată viața noastră este dominată de suferințe, de dureri, de pierderi, de dezamăgiri, de nenorociri, necazuri. Asta este. Deci asta este ramura lui Esau. Ramura adamică este o ramură limpede, o ramură senină, în care noi putem să evoluăm fără conflicte. Pentru că, de ce? Dacă nu împartem bine și rău, dacă ești jos, nu mai împartem bine și rău și ales și, adică vezi pe Dumnezeu în ambele poziții, nici ei nu sunt așa de săvârșiți cum suntem noi, în afirmațiile acestea că Dumnezeu este în toate pozițiile, cum spunem noi, ce nu sunt așa de desăvârșit, în această înțelege că Dumnezeu este și plus și minus și din cauza acestea a văzut că există polarizări și la ei. Când domnul Simionescu s-a dus pe stradă acolo și avea un tricou cu Iisus, dădeau cu pietre în el și îl scuipau. Da. Și o alergă după el, o alergă pe acolo. Domnul Simionescu. Da. Deci au o formă de inactivitate, inacceptare, dar mă gândesc că vine tot de la Dumnezeu, că atât de mare căderea noastră în idolatrie, în chinarea la Salvator, încât merităm să ne scuipe, nu să dea cu pietre după noi și să ne alege. Merităm. Puterea e la ei, nu e la noi. Noi nu avem putere. Noi avem văl pe față. Din cauza asta lucrurile noastre sunt ca meșteri manuale. Nu se împlinesc. Nu reușim să ieșim la animal. Vin alții și ne iau totul, știi? Ne jefuiesc, fac ce vor cu noi. Noi nu ne putem apăra. Nu înțelegem ce se întâmplă. Nu înțelegem. Că noi i-am pus pe ea sus acolo. Deci neînțelegerea noastră este neînțelegerea lor. Deci Dumnezeu a acționat asupra tuturor românilor, le-a luat mintea și îi lasă să fie călcați în picioare de alții, să fie stăpâniți. Și întotdeauna te stăpânește cel care nu are idol, cel care le are decât pe Dumnezeu. Iar la femei, femeile sunt în pericol foarte mare, pentru că ele întotdeauna sunt idolatre după Noul Testament, în zona asta creștinismului, adică pun preceptele religioase pe primul plan și ele se țin strânse de precepte și Dumnezeu le aminte și le fac vulnerabile și nu le dă voie să se apere și nu văd. Iar bărbații întotdeauna încalcă regulile, tradițiile religioase, obiceiurile, preceptele religioase, bărbații le încalcă și atunci ei au puterea să stăpânească pentru că Dumnezeu i-a dat puterea să stăpânească femeia. Deci femeia va fi vulnerabilă în sensul că nu-i dă voie să înveți, să vadă. Datorită, nu, dar este datorită, poate fi stăpânită doar dacă are idol. Datorită idolilor ei va Numai fi stăpânită. datorită idol, pentru Da. că Dumnezeu îl Da. folosește pe bărbat ca să distrugă idol și să o Da. Da. dezamăgească și Da. să o ducă în nefericire și în Da. durere. Și poate să facă asta toată viața. De aia zic, pentru femei, cel mai periculos lucru este să ai idol. Și Da. idolii ăștia religioși sunt cumpliți de periculoși. Plus modelele sociale, pentru că de la idolatria religiei se trezesc că pun materia pe primul ego-ul, da? Pun banii, pun avantajele, binele proprii pe primul plan, de la absolutizarea virtuților, idealului, principiului. Când le fixezi pe alea sus, când fixează, spre exemplu, smerenia, omul ajunge să fie nesmerit. Da. Da? Dreptate ajunge să trăiască nedreptate, să facă nedreptate el în persoana lui și să primească nedreptate din față. E lucru cel mai periculos este absolutizarea. Și de aia în Biblie tot Vechiul Testament este centrat pe idolatrie. Nu vă faceți idol. Mereu le repetă în toate formele posibile și interesant este că arată și consecințele. Bun, vă faceți idol. Zice, și îi dau puterea lui Nabucodonosor, vine Nabucodonosor și vă răspândește în toate zările.
Da. Și vă distruge tot și vă ia tot și vă și omoară. Și zice acolo clar. Și tot nu înțelegeți că nu este decât un singur Dumnezeu. Este situația în care suntem noi acum. Noi nu suntem răspândiți în toată lumea. E a doua țară din lume în răspândire. Deci suntem răspândiți ca și când ar fi fost un război aici. Suntem răspândiți, suntem jefuiți. Suntem Deci Israelul. suntem exact Israelul. Da. Nu ne dă voie să ne apărăm. Nu vedem. Că femeia e idolatră. Rabbi Simeon, aici ai rămas? Nu aici, nu vă îngropați lângă noi. Abraham le-a răspuns, promit să repar în fața celui preasfânt, binecuvântat fie numele lui, răul pe care l-ați făcut, așa încât să nu vă mai fie rușine. Imediat după Scriptură spune, și după aceea Abraham a îngropat-o pe Sara, soția sa. Ce înseamnă după aceea? După ce Abraham a promis să repare greșelile lor, Adam s-a întors imediat la locul său, dar Eva n-a vrut să se întoarcă și a trebuit ca Abraham să se apropie de ea și să o conducă lângă Adam care a primit-o. Astfel, numai după sosirea lui Abraham în grotă, își găsesc Adam și Eva liniștea. Înaintea sosirii sale, ei nu putuseră să intre în paradis. Faptele patriarhilor. Când există oameni drepți pe lume, binecuvântările cerului vin din abundență. Aici eu mă gândesc, stai puțin, că mă gândeam aici, uite. Adam s-a întors imediat la locul său, dar Eva n-a vrut să se întoarcă și a trebuit ca Abraham să se apropie de ea și să o conducă lângă Adam care a primit-o. Noi din ce am citit aici mai devreme știm că Adam îi conține pe amândoi și că Eva de fapt e altceva, e viața. Deci practic ce putem să spunem, ce să înțelege atunci? Că Adam, adică femeia și bărbatul, n-au putut Când primi au mușcat din viața? pumnul cunoaște bine și răul, s-au despărțit. S-au despărțit. Da, dar eu mă gândeam, zic că poate doar atunci au putut să se întoarcă la viață. Așa mă gândeam. Nu știu, poate am avut ca un fluture și a fugit. Poate Bun. bine. Faptele patriarhilor. Când există oameni drepți pe lume, binecuvântările cerului vin din abundență. Când a venit Abraham pe lume, el a răspândit binecuvântarea pe pământ, așa cum stă scris, și te voi binecuvânta. Și tu vei fi binecuvântat. Ce înseamnă cuvintele și tu vei fi binecuvântat? Dumnezeu a prevăzut lui Abraham că lumea de sus și cea de jos vor fi binecuvântate în el, așa cum stă scris, și toate popoarele pământului vor fi binecuvântate în tine. La începutul aceluiași verset stă scris, îi voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta. Când Isaac s-a născut, el a făcut cunoscut lumii că există un judecător în cer și o justiție pentru pedepsirea vinovaților. Isaac a făcut cunoscută justiția divină tuturor locuitorilor pământului și a învățat să-l cunoască pe cel preasfânt, binecuvântat fie numele său. Când s-a născut Iacob, el a adus mila Domnului pe pământ și a perfecționat credința așa cum trebuia. Mormântul patriarhilor. De 3 ori pe zi, un duh coboară în grota dublă, în care sunt îngropați patriarhii. El suflă peste mormintele lor și oasele se reconstituie și ei se ridică în picioare. Duhul face apoi să cadă peste ei rouă din cer, aflată deasupra capului regelui. În această regiune se odihnesc sufletele patriarhilor. Această rouă face oasele să învie și patriarhii se trezesc pe pământ. Tradiția ne învață de altfel că roua din cer străbate mai multe trepte. Ea cade mai întâi în grădina raiului de pe pământ și după ce s-a parfumat acolo, duhul de care am vorbit, însoțit de încă 2 duhuri, o face să treacă prin ușa grotei. Atunci patriarhii se scoală împreună cu soțiile lor și se roagă la Dumnezeu pentru urmașii lor. Când lumea este la necaz, se poate înțelege că patriarhii dorm și roa din cer nu mai cade pe ei pentru a-i trezi. De aceea trebuie purtat pantateucul în procesiune. Pentru că au suferit Pentateucul. pentateucul în Cele 5 procesiune. cărți ale înțelepciunii, Vechiul Testament. Pentru ca suferința oamenilor să fie comunicată prin spiritul vital, spiritul intelectual.
prin aceasta sufletului și prin acela preasfântului binecuvântat fie numele Lui, care va face să coboare roa sfântă din cer asupra patriarhilor adormiți. Și când aceștia se vor uni în rugăciune, celui preasfânt binecuvântat fie numele Lui, îi se va face milă de lume. Căci o tradiție ne învață că cel preasfânt binecuvântat fie El, nu se înduioșează în ce privește lumea, decât după ce a prevenit pe patriarh de nenorocirile care așteaptă pe urmașii lor. Moise și profeții. Moise a fost superior tuturor celorlalți profeți, care erau față de Moise ceea ce e maimuța față de om. Ceilalți profeți priveau într-o oglindă fără strălucire și nici nu puteau să-și ridice fața pentru a privi bine în sus, așa cum stă scris. Eram culcat cu fața lipită la pământ cu mare teamă. Cuvintele revelate celorlalți profeți nu le erau nici lor revelate în mod public. Dar nu la fel a fost cu Moise, profetul fidel. El privea într-o oglindă care reflecta lumina și ținea capul sus pentru a vedea bine, asemenea unui bărbat care spune prietenului său: ridică-ți capul și să ne privim față în față, pentru ca tu să-mi înțelegi mai bine vorbele. Moise a ridicat și el capul fără teamă și a privit față în față splendoarea gloriei supreme, fără ca Duhul său să se tulbure și fără ca chipul să îi se altereze. Cum s-a întâmplat altor profeți care în clipa viziunii și-au pierdut stăpânirea de sine, aveau chipul descompus și nu mai știau pe ce lume sunt. Dar nu la fel s-a întâmplat cu Moise, care a privit însăși dreapta supremă, fără ca extazul să-l facă să-și piardă stăpânirea de sine și să-i tulbure duhul, căci imediat ce a văzut gloria supremă s-a reîntors pe câmp și a vorbit cu toți cei care aveau nevoie de el. Scriptura adaugă: și servitorul tău, Iosua, fiul lui Nun, era tânăr, ceea ce înseamnă că el era inspirat de Duhul Sfânt, așa cum stă scris, și tânărul Samuel îl servea pe Domnul. Atât timp cât Iosua era lângă Moise, el privea gloria lui Dumnezeu fără să simtă niciun fel de teamă. Dar imediat ce s-a despărțit de Moise și a rămas singur, Scriptura spune: și Iosua s-a prosternat cu fața la pământ. Nu mai putea să suporte vederea gloriei celeste. Moise pe muntele Sinai. Rabbi Eleazar a spus: în clipa în care Moise a pătruns în norul des, asemenea unui om care se plimbă pe timp de vânt, așa cum stă scris, și Moise a pătruns într-un nor și s-a urcat pe munte. A întâlnit un înger puternic cu numele de Cuemnel. Acest înger, care este mai marele celor 12.000 de îngeri mesageri, voia să se apropie de Moise. Acesta a pronunțat atunci numele sacru, compus din 72 de litere, pe care cel preasfânt binecuvântat fie numele lui, îi le revelase în apariția din mijlocul tufei. Îngerul s-a dat înapoi cu 12.000 de leghe. Moise a continuat să treacă prin norul de cel des și ochii lui luceau ca doi cărbuni aprinși. A întâlnit un al doilea înger și mai puternic și mai glorios decât cel din tâi. Acest înger avea numele de Hadarniel. El depășea ceilalți îngeri cu 10.600.000 de leghe și vocea sa este auzită în 200.000 de țări de foc alb cu care este înconjurat. Imediat ce Moise l-a zărit, a fost surprins de asemenea teamă că nu a putut rosti niciun cuvânt și a pus să se grăbească să iasă din nor. Cel preasfânt, binecuvântat fie numele său, i-a spus: când ți-am apărut în tufă pentru a te înălța, învăța misterul numelui sfânt, tu îmi vorbeai fără teamă și acum te înspăimânți de unul din servitorii mei. Cum a auzit vocea celui preasfânt, binecuvântat fie numele său, lui Moise i-a revenit curajul. A pronunțat atunci numele sfânt, compus din 72 de litere. Auzind pronunțat numele sfânt de către Moise, îngerul Hadarniel a început să tremure. Și apropiindu-se de Moise, i-a spus: fericită soarta ta, Moise, căruia Dumnezeu i-a revelat mistere care nu au fost niciodată revelate, nici chiar îngerilor superiori. În timp ce îngerul însoțea, Moise a zărit focul imens pe care îl împrăștia un înger cu numele de Sandelfon. O tradiție ne învață că Sandelfon stă deasupra tovarășilor săi,
la o distanță de 500 de ani de mers. El stă în spatele vărului care îl ascunde pe Domnul și îl împletește și îi împletește coroane făcute din rugăciunile Israelului. Când Regele Sfânt pune aceste coroane pe cap, toate dorințele Israelului sunt îndeplinite și toate legiunile cerești se cutremură și susură. Binecuvântată fie gloria Domnului în locul unde se află șechina sa. Hadarniel i-a spus apoi lui Moise: Moise, nu mai pot să te însoțesc de teamă să nu fiu ars de focul împrăștiat de Sandelfon. În acea clipă Moise a fost tulburat și a trebuit ca cel prea sfânt, binecuvântat fie numele său, să-l încurajeze, să-l așeze în fața lui și să-l învețe legea. El l-a înconjurat pe Moise cu lumina cerească, așa încât chipul lui Moise să răspândească lumină în toate țările. În clipa când Moise cobora pe pământ, ducând legea, toate legiunile cerești tremurau în fața lui. Israel și legea sfântă. Când cel prea sfânt, binecuvântat fie numele lui, a vrut să dea legea lui Israel, el a început prin a o oferi copiilor lui Esau, care au refuzat-o, așa cum stă scris: Domnul a venit din Sinai, el s-a ridicat deasupra noastră din Seir. El a oferit apoi legea copiilor lui Ismael, dar aceștia nu au vrut nici ei să o primească, așa încât Scriptura adaugă: el a apărut pe muntele Faran. Cum niciun popor nu voia, Dumnezeu a oferit-o din nou lui Israel. Cărui profet în Seir sau pe Faran i se revelase Dumnezeu pentru a oferi legea? Rabbi Simeon, căruia a fost pus această întrebare, a răspuns astfel: legea a ieșit din capul regiului misterios și sacru și ea s-a răspândit în tot corpul. Când ea a ajuns la brațul stâng, Dumnezeu a văzut că sângele din acest braț se stricase și Dumnezeu a spus: trebuie să curăț sângele din acest braț, altfel el va strica sângele din tot corpul. L-a chemat deci pe Samuel și i-a spus: vrei să primești legea? Samuel a întrebat la rândul său: ce conține ea? Dumnezeu a răspuns: să nu omori. Samuel a fugit spunând: păstrează legea, nu o vreau. Apoi s-a întors și l-a implorat pe Dumnezeu să-l ferească de ea, spunând: stăpâne al Universului, dacă accept legea ta, toată puterea mea va fi distrusă, căci ea nu se bazează decât pe ucidere și pentru că puterea mea vine de la steaua Madin. Deci te conjur, stăpâne al Universului, reia-ți legea cu care nu vreau să am nicio legătură. Dar te rog, dă-o copiilor lui Iacob care sunt demn de ea. Uite ce zice aici: dacă accept legea ta, toată puterea mea va fi distrusă. Da. De asta nu i-a convenit omului. Da. Da. Și am observat asta. Samuel a vorbit astfel din răutate, căci își spunea: dacă copiii lui Iacob acceptă această lege, vor sfârși prin a fi exterminați de lume. Samuel a venit de mai multe ori. Dumnezeu i-a spus odată: tu ești totuși fiul mai mare al lui Iacob. Samuel este îngerul păzitor al lui Esau. Samuel a răspuns: am văzut dreptul de întâi născut al lui Iacob. Nu, am vândut dreptul de întâi născut lui Iacob. Am vândut dreptul de întâi născut a lui. Deci, Samuel refuză legea pentru că puterea mea va fi distrusă, iar Samuel este îngerul păzitor al lui Esau. Esau, și Esau a vândut dreptul de întâi născut lui Iacob. Da. Pe o pâine. Da. Deci pe materie. Pe materie. A pus materia mea pe sus. Da. Dumnezeu l-a chemat pe Rahab, îngerul protector al lui Ismael, și i-a spus: vrei să accepti legea mea? El a întrebat: și ce conține această lege? Dumnezeu a răspuns: nu vei fi desfrânat. Rahab a strigat: vai mie, dacă accept o astfel de lege, ea ar distruge toată puterea mea care nu e bazată decât pe desfrâu. Vezi ce frumos spune? Păi, atunci Dumnezeu i-a dat legea lui Israel. Deci, legile astea divine distrug, Da. distrug preponderența materiei. Asta spune omul când refuză legile lui Dumnezeu, Să știi da? că din cauza asta el se duce la biserică, ca să nu se închine la Dumnezeu. El se duce Da. să se închine la diavol, nu la Dumnezeu. Da. Că s-ar închina la Dumnezeu, el ar trebui să-și piardă toată averea. Și nu poate chestia asta. Deci e închisă problema.
Și atunci vine Dumnezeu sub forma nedreptăților, Da. hoții, suferințe, războaie, calamități, boli. Deci vine distrugător. De unde știi? Deci cu cât o țară este mai lovită, mai puternic, cu atât de nenorociri, boli, chestii, ce a fost acum 3 ani de zile, împunsătură, cu cât e mai lovită, cu atât acea țară este mai atașată Da. de materie. Și noi avem atașament de materie, dar n-a fost nevoie să ne piardă viața, că la alte țări din vestul Europei, nu? Australia, Noua Zeelandă, pe acolo, Da. a fost Statele Unite, a trebuit să vină cu forță mare, pentru că atașamentul de materie a fost foarte puternic și le-a pus sub viața în pericol. Dar pentru că noi avem noroaie în curte, noroaiele ne salvează. Mă gândesc că România ca țară e mai... Adică sunt și acolo oameni atașați, dar sunt și ăștia alții care nu duc totul până la capăt cu atașamentul și Da, care... ei sunt indolenți, Da. nu sunt E serioși. procentul care e probabil mai mare în partea aia. Fac și strică lucrurile, Da, deci da. mai mult țin cu Dumnezeu, că Dumnezeu este cel care strică. Și din cauza Da. asta Dumnezeu nu s-a atins de viață așa de puternic, că Da. cam în jur de 15% au primit împusătura, în Da. condițiile în care în alte țări au avut un procent foarte mare, deci l-a atacat viața. Da. Deci, întotdeauna au primit cei care, împusătura, cei care sunt atașați de materie, care era frică să-și piardă viața. Și dintre ei sunt cei care sunt credincioși. Da, uite, eu mă gândesc și la faptul că vin, au venit atâția în țară și au luat toate bogățiile țării și faptul că românul a rămas indolent și nu s-a împotrivit, și asta e o chestie foarte mare, că dacă se Da, împotrivea... exact. Decât să-ți pierzi viața, mai bine să-ți ia bogățiile. Da, ia-le, bă, tu, exact cum au făcut înțelepții, știi? Că le-au spus, da, luați-mă voi bogățiile și tu Așa ne au trebuie. făcut înțelepții daci, au dat Da, bogățiile și au exact. distrus Imperiul Roman. Da, exact. Luați-le voi, hai, pe toate. Că nu știu, ei nu știau chestia asta, că trebuie să fugi de bogății, nu să le Uite, vezi cauți. că ei au pus în români totuși. Au pus ceva în sângele românesc. Din moment ce românul nici nu știe ce face, dar face cum trebuie. Nu, are programe acolo. Da, are Limba e program. un limbajul este un program și nu poate să iasă din programul acela. Deci noi, orice ai face, noi stricăm lucrurile. Da, Nu da. suntem în stare să le facem cum trebuie. Da. Suntem distrugători. Și asta ne salvează foarte bine. Da. Să vezi cu orașele de 15 minute cum le păcălim. Îi păcălim și la orașele de 15 minute. Păcălim tot timpul. Da. Inventivi. Mai Da. departe. Israel pe muntele Sinai. Și tot poporul vedea zgomotele. De ce Scriptura spune vedea zgomotele când ar fi trebuit să spună auzea zgomotele? O clipă mi-a venit în minte și am uitat să spun. Da. Acum se structurează un alt sistem. Deci au observat și au simțit că va fi rezistență din partea oamenilor dacă le ia proprietățile, mașinile, curașe 15 minute, deja este rezistență. Dar au mers pe alt principiu acum. Vor să facă un tratat pandemic, OMS-ul. OMS-ul este legat de ONU cu agenda 2030. Și ce înseamnă asta? Guvernele cedează autoritatea medicală OMS-ului. Ce hotărăște OMS-ul, aceea se va întâmpla. Când OMS-ul și devine literă de lege, când OMS-ul spune că trebuie să fie obligatorie împunsătura, cel care se împotrivește face închisoare, dar va fi și împuns în închisoare. Înțelegi? Și oamenii o să moară foarte mulți oameni. Murând oamenii, nu mai este importantă proprietatea lor, nu? O ia statul și le ia statul. Mașinii, bani, totul sunt pierdute. Este de fapt o deposedare cu forța, prin moarte. În Da. același timp scad și populația, deci asta se va întâmpla. Practic, în deposedare de tot, că te deposedează Da. și de viață. Da. Și se vede lucrul ăsta pentru că li s-a dat, spre exemplu, armate instrucțiuni noi să intervină, ci că în demonstrațiile armate. Păi ce caută armata? Armata este făcută ca să apere țara, nu să Da. intervină în demonstrații. Deci ei au gândit lucrurile în așa mod
pentru momentul respectiv. Și când vor semna, toate țările care vor semna, inclusiv România va semna cu siguranță. Se pare că acum se pregătește tratatul pandemic. Ăsta da. Este guvernul mondial, este de fapt acest OMS. Acest OMS este guvernul mondial. Da. Și nu se mai poate face nimic. Pentru că nu te mai poți apăra deloc. Și aici știi ce o să facă? O să facă o parte placebo, o parte omoară. Ca să zică, uite că l-am puțin mica, știi? Să fie acoperit, să n-ai dovezi tu. Da, da, deci bagă și... Așa a fost, așa a fost și prima tură. Și a fost în prima tură tot așa, placebo și... Da, că spun unii, nu? Uite că eu n-am, nu cunosc pe niciunul care n-a pățit nimic. Exact, exact. Și da. Atunci o să moară oameni. Da. Și așa, îi deposedează. Dacă omoară de, din ei familii întregi, îți dai seama, le ia terenurile, pământurile, le ia casele, le ia banii, tot. Deci asta e o modalitate de deposedare. Foarte inteligentă. Dar nu-i Mai posibil stau aici să se chinuiască cu orașe de 15 minute. Nu cumva e posibil că ei, da, având toate datele fiecăruia, când te duci acolo să te prezinți, ei prima dată ți-au datele, nu? Te bagă acolo, cine ești tu, de ai venit și nu știu ce. Și acolo cred că le apare. Uite ce are ăsta. Eu zic să... Culoarea verde să... Merge în tandem, merge cu ID-ul digital. Merge Da. cu creditul, ca, merge totul. Când a intrat ID-ul digital, tu salariu și pensia o primești din bancă, prin card. Da, da, da. Nu da. mai primești, a dispărut da. Moneda cash. Da. Și atunci el poate să dimensionează banii funcție de respecta niște unor reguli da. pe care nu le poți respecta. Și atunci mereu îți ia și te duce la limită de supraviețuire și te face să vrei să, ca să supraviețuiești, îți dă puncte dacă îl părăști pe celălalt, pe aproapele tău, dacă îl atași dacă nu respectă reguli, dacă îl forțezi să respecte. Deci ajungem să ne prigonim unii pe alții. Deci Da. ajungem o societate nebună, nebună, da? În care omenia s-a dus, a terminat. Și în care se moare. Eu am văzut un film odată cu situația aceasta, de ce în film ne arată ce urmează să se întâmple, adică un fel de exercițiu. Da, un exercițiu. Și era vorba despre un grup de oameni, nu știu să zic, 20 de oameni, care trebuiau să ajungă într-un punct. Ca să ajungă acolo, mai murea câte unul, câte unul, câte unul, câte unul. Și da. ei a început să se suspecteze unul pe altul, nu le era frică, nu știa cine face chestia asta, se acuzau între ei, se omorau între ei, da? Până când s-au omorât toți. Da. Cam asta este. Și este, într-adevăr, este viabil pentru că nu mai stai tu să faci orașe de 15 minute să te chinuiești și să mai omori la ei. Și atunci le iei toate averile, le iei banile, tot. Asta va fi un secol al morții. Oricum era al morții. Că ei ne-au omorât prin bunăstare. Acum ne atacă direct. Dar divinul este cel care ne atacă direct pentru că lucrurile astea nu se pot termina și nu se pot opri decât dacă noi refuzăm bunăstare. În clipa în care nu mai cumpărăm de supermarket, în care, nu știu, ne ajutăm între noi, găsim soluții și atunci putem să îi dăm semnul lui Dumnezeu că materia nu este pe primul plan și El scoate aceste măsuri, că sunt ale Lui. Da. Dar eu sunt uimit de duritatea, că noi ziceam că, vai, ce se întâmplă în Vechiul Testament, unde cum omoară. Da, omoară. Dumnezeu e pus pe omorât acum. Pentru că trebuie să ne desprindă de materie și că noi n-am dat drumul la materie altfel decât că e vorba de suflet, forța. E despre suflet și Nu te fi modial suflet. și din cauza asta El omoară. Corpul, El omoară corpul, nu discutăm. Da, da. Ca să salveze sufletul. Că noi tot timpul muncim pentru corp. Nu să fie lui bine, da. Să plimbăm, să-i dăm bani, să-i dăm mâncare. Nu. Și știi cine? Cel care ai putere de restrângere, acela va supraviețui. Deci te poți verifica. Deci eu știu clar că rezistă numai cel care, spre exemplu, se înfometează, mănâncă puțin, da? Nu mai vrea să cumpere, nu-și mai adaugă mai multe lucruri decât are, ceva de genul ăsta. Deci Da. el când se restrânge, acel om va supraviețui. Numai acela va supraviețui. Ceilalți sunt supuși morții. Nu văd scăpare.
Nu au scăpare. E foarte dură, nu venea să cred, dar probabil că au fost perioadele astea de resetări, știi? Au adunat și apoi a venit un război, a venit o molimă, a venit un cutremur și a distrus. Dar acum se pare că e ceva mai, că e la nivel global. Ei la Până nivel acum global, erau da, nu mai era local. izolați. Înainte Da. cădeau imperiile, câte unul așa, Da, dar da, acum da, da. cade totul. Da. Vedem. Da. Israel pe muntele Sinai. Și tot poporul vedea zgomotele. De ce Scriptura spune vedea zgomotele când ar fi trebuit să spună auzea zgomotele? O tradiție ne învață că ieșind din gura lui Dumnezeu, cuvintele se imprimau în tenebre, așa încât Israel le auzea și le vedea în același timp. Oamenii acelor vremuri au văzut o lumină orbitoare cum niciuna din generațiile următoare nu va mai vedea până în ziua sosirii lui Mesia. Iată de ce Scriptura spune, tot poporul vedea zgomotele. El le-a văzut într-adevăr. Rabbi Eleazar a spus, Israeliții au văzut în acel moment ceea ce niciodată nicio generație nu va vedea. În timp ce israeliții auzeau zgomotele tunetului, ei auzeau și vocea puternică a lui Dumnezeu. Israel a pătruns în acel moment misterul înțelepciunii supreme, favoare care nu a mai fost și nu va mai fi acordată niciunei alte generații, până în ziua sosirii Regelui Mesia, așa cum stă scris. Ei vor vedea cu propriilor ochi că Dumnezeul se va întoarce la Sion. Tradiția ne învață că atunci când cel prea sfânt, binecuvântat fie numele lui, i-a revelat lui Israel pe muntele Sinai decalogul, fiecare cuvânt se împărțea în 70 de sunete și aceste sunete au apărut în ochii lui Israel ca tot atâtea lumini strălucitoare. Israel a văzut astfel cu proprii săi ochi gloria lui Dumnezeu, așa cum stă scris, tot poporul a văzut zgomotele. Acest zgomot s-a adresat fiecăruia din israeliți și l-a întrebat: vrei să accepti legea care închide atâtea percepte negative și atâtea porunci? Israelitul a răspuns: da. Atunci zgomotul sărută fiecare israelit pe gură, așa cum stă scris: să-mi dea un sărut cu gura sa. Bă, înțeleg ce înseamnă zgomotul pentru ei aici. Eu înțeleg că zgomotul blochează atâta precepte negative, dar care, ce-i zgomot? Ar fi, spre exemplu, că polarizarea produce conflict. Polarizarea produce zgomot. O contradicție, continuă Da, contradicție, luptă. Luptă de un zgomot. fel de alarmă de, da, de. Da. E cumva probabil zgomotul e opusul păcii. Când ești în Când cauți echilibru, pace, ai pace. dacă când cauți pace, primești război. Da. Mă gândesc, nu știu, să vedem. Solomon și Moise. Nici Moise, nici vreun alt om nu au știut vreodată să cânte un cântec asemănător celui lui Solomon. Moise l-a lăudat pe regele suprem și a mulțumit pentru eliberarea lui Israel și pentru miracolele pe care le-a făcut pentru el în Egipt și la Marea Roșie, în timp ce regele David și fiul său Solomon au cântat cântece din alt gen. David a împodobit-o pe matroană și pe fecioarele ei pentru a o face gata să intre lângă rege, în timp ce Solomon a găsit-o pe matroana împodobită și nu a avut decât să o conducă lângă locotnic și să unească astfel locotnicul și locotnica sub baldachinul nupțial. Iată de ce cântecul lui Solomon este superior tuturor celorlalte. Dar ne vom întreba, cum putea rămâne locotnica separată de locotnic în perioada lui Moise? Nu este o separație în lumea de sus, când matroana se află singură în lumea de jos și separată de soț? Remarcați că cel prea sfânt, binecuvântat fie numele lui, a logodit-o pe matroana cu Moise mai întâi. De aceea a fost numită logotnica lui Moise. Așa cum s-a mai spus, în acest moment matroana a luat contact cu lumea de jos, ceea ce nu se întâmplase încă până în acea perioadă. Dar de la crearea lumii nu existase vreun om care să o fi unit pe matroană cu soțul ei din cer, păstrându-o și pe pământ. Și regele Solomon a fost primul care a făcut această minune. Fericită soarta lui David și a fiului lui Solomon care au pregătit unirea soților. Din ziua în care cel prea sfânt, binecuvântat fie numele său, i-a spus lunii, pleacă și micșorează-ți lumina, unirea lunii și a soarelui nu a fost niciodată perfectă
și nu a devenit astfel decât în perioada regelui Solomon. Cântarea cântărilor. Redactând această cântare, Solomon fusese inspirat de Duhul Sfânt, căci această cântare este rezumatul întregii scripturi, întregii creații. Rezumatul misterului patriarhilor, rezumatul exilului în Egipt, ale liberării lui Israel și al cântării căutate la trecerea Mării Roșii. Rezumatul decalogului și al apariției pe muntele Sinai, ca și al tuturor evenimentelor care s-au petrecut în Israel în timpul șederii sale, în deșert până la intrarea pe Pământul Sfânt și până la construirea templului. Rezumatul misterului numelui Sfânt și Suprem, rezumatul împrăștierii lui Israel printre popoare și ale eliberării sale, rezumatul învierii morților și ale evenimentelor care vor avea loc până în ziua numită Sabatul Domnului, această cântare conține tot ceea ce există, tot ceea ce a existat și tot ce va exista. Toate evenimentele care se vor petrece în mileniul al șaptelea, care este Sabatul Domnului, sunt rezumate în cântarea cântărilor. De aceea, tradiția ne învață că atunci când un om se servește de un verset din cântarea cântărilor, ca de un cântec profan, Scriptura se înconjoară cu un fel de sac. Urcă lângă Preasfânt, binecuvântat fie numele său, și îi spune: copiii tăi m-au înjosit și s-au servit de mine ca de o glumă la petrecerile lor. Într-adevăr, Scriptura se plânge de această înjosire. De aceea trebuie să respectăm fiecare din cuvintele cântării cântărilor și să le considerăm drept tot atâtea coroane. Dintre toate cântările care există, niciuna nu este atât de plăcută celui preasfânt binecuvântat fie numele lui, precum cântarea cântărilor. Templu, locul templului. La crearea lumii, Dumnezeu a aruncat o piatră prețioasă de pe tronul său glorios în prăpastie. Un capăt al acestei pietre s-a înfundat în prăpastie și celălalt capăt a ieșit deasupra haosului. Acest capăt este forma care forma un punct în imensitate, a început să se întindă la dreapta și la stânga și în toate direcțiile și lumea s-a format deasupra lui. Această piatră poartă numele de Scetia. Descompus acest nume dă Sciat-Iah, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a destinat această piatră scopului de a-i servi drept bază lumii. Formarea Pământului în jurul acestui punct a trecut prin trei faze diferite. Primul cerc, în jurul punctului, este format dintr-o materie diafană și clară. Al doilea cerc, care îl înconjoară pe primul, este format dintr-o materie mai puțin clară decât prima, dar mai delicată decât pământul. Al treilea cerc este format din pământ opac, care la rândul lui este înconjurat de oceanul care înconjoară lumea. Aceste trei materii din care este formată lumea corespund sanctuarului din Ierusalim. Primul cerc din jurul punctului suprem este templul și orașul Ierusalim. Al doilea cerc este Pământul Sfânt. Al treilea cerc este restul lumii, reședința popoarelor păgâne. Că despre oceanul care înconjoară totul, acesta este imperiul demonului care înconjoară lumea. Niciodată nu s-a văzut pe lume ceva mai frumos decât tabernacolul și chivotul. În momentul în care acesta a fost introdus în sanctuar, a strigat: aici este odihna mea într-o eternitate. Aici voi rămâne. Spiritul Sfânt este cel care a spus aceste cuvinte în prezența lui Israel. Oficierea preotului. Am aflat că Dumnezeu a creat lumea aceasta după chipul celei de sus. Celei de sus. Ierusalim este centrul pământului. A clădit mai întâi Sionul și apoi din Sion s-au răspândit binecuvântările după cum stă scris. Din Sion, centrul frumuseții, a apărut Dumnezeu. Ierusalimul pământesc este binecuvântat de Sionul din cer. Ele sunt legate una de alta. Tradiția ne învață că în timp ce preotul iartă pe pământ, preotul din cer iartă și el. Trebuie să începi cu preotul de pe pământ pentru a obține iertarea păcatelor de către preotul din cer. Care păcate? Că păcatul Care este preot, care polarizare. păcate, da, ce Da. iertare, ce... Da. Preotul este cel care împarte în păcat, în păcat. Da, Deci da. aduce, creează păcatul. Exact. Da. Rabbi Yehuda a spus: dacă Israel ar ști de ce Dumnezeu l-a pedepsit mai aspru decât pe celelalte popoare, ar înțelege că Dumnezeu nu îl face să plătească decât a suta parte din datoria sa. Numeroase legiuni cere sunt în slujba lui Dumnezeu,
ridică laudele lui Dumnezeu numai când Israel cântă și el pe pământ. Și când Israelul îl neglijează pe Domnul pe pământ, el oprește cântul îngerilor din cer. Dumnezeu îi spune lui Israel, dacă ai ști câte mii de îngeri sunt opriți din cântul lor de greșeala ta, ai înțelege că nu mai ești demn să trăiești în această lume nici măcar o oră. Totuși Dumnezeu nu-și abandonează poporul și obține salvarea, oferindu-i mijloacele pentru a obține iertarea păcatelor. Când cei vinovați au făcut o spărtură în lumea de sus, când bântuie necazurile și când șarpele cel puternic saltă capul, preotul vine să pună o coroană pe capul regelui, unindu-l pe rege cu matroana. Lumea este atunci binecuvântată și pacea se răspândește în cer și pe pământ. Toți îngerii din Palatul Ceresc se bucură și toți păcătoșii obțin iertarea păcatelor. Hai să vedem cum se obține iertarea păcatului. Prin unirea opuselor se obține. Că păcatul Da. înseamnă polarizare, înseamnă că inversul absolutismelor tale, ceea ce distruge absolutismele, este de fapt iertarea păcatului și exorcizarea. Da. Și întotdeauna inversul este cel care vindecă. Deci Dumnezeu întotdeauna vine și distruge absolutismele și ceea ce face El este de fapt iertarea păcatelor. Deci, iertarea păcatului, oricum se întâmplă, întotdeauna se întâmplă, o viață întreagă, pentru că tot ce punem noi pe primul plan va fi distrus. Aia este iertarea păcatului. Că îți vine pe invers. Nu ce spunem noi. La noi se zice că trebuie să respecti ritualul, să respecti virtuțile, idealul, principiile, regulile. Păi alea înseamnă polarizare. Când tu respecti virtuțile, îți vin pe dos. Când Da. pui dreptatea pe primul plan, îți vine nedreptate. Când pui fericirea, îți vine nefericire. Pe unde? Și, de fapt, când îți vine nefericirea, atunci are loc iertarea, distrugerea, iertarea păcatului. Deci, distrugerea păcatului. Păcatul este absolutizarea. Singurul păcat care există este absolutizarea idolilor. E singurul. Unul singur și bun. Și foarte complex. Sunt 464 de virtuți absolutizate. Dai seama ce e acolo în nenorocire. Păi, am mai zis, cred că mai multe acum, Marius, pentru că alea sunt vechi, sunt părit vechi, dar părit nou, am mai adăugat și noi o grămadă, Da. care nu erau atunci. Uite, spre exemplu, absolutizarea castității a creat preotul care încalcă castitatea și este homosexual. Uite, vezi? Da. De ce nu înțelege? Deci sunt oameni acolo, se trăiesc acolo, oameni, nu sunt mii. E vorba de... Homosexual și pedofil. Și Se pedofili. duc și pe 50 de mii, pedofil. 50 de mii Da. de preoți în Franța. Păi Da. oamenii ăia nu gândesc și ei, stai puțin ce fac. Dacă sunt 50 de mii de oameni căzuți, care e fenomenul care îi cade? Trebuie studiat, e vorba de Da. 50 de mii, nu e 1, 2. Dar eu cred că știu ei deja care e Și știu fenomenul. foarte bine toții. Da. Dar ăilalți care cad, nu știu, n-au minte. De aia zic ăștia că merităm, nu suntem oameni, Păi suntem de ce nu neoameni. au minte? Eu mă gândesc pentru că dacă sunt atât de mulți, e deja o normalitate. Și nu se mai pun întrebări. De ce am căzut? Păi a căzut și... Pare o normalitate pentru la nivelul nostru, dar ar trebui Da. să-și pună oamenii întrebări. Deci ei ne desconsideră și zic că suntem neoameni pentru că suntem idolatri. Și a zis, au zis, sunteți 8 miliarde de idolatri. Nu merita să trăiți. Dumnezeu vă va distruge, spune în față. Și noi ne distrăm, ne ducem să ne distrăm. Da. Îi zic clar, Dumnezeu vă va distruge. Și nu-ți dă voie să te aperi. Exact cu tratatul pandemic. Ne bagă într-o situație în care nu-ți dă voie să te aperi. Da. Nu te poți apăra, n-ai ce să faci dacă încalci, nu mai mănânci, nu-ți mai dă banii, da? Da. Ce faci? Cum spălați? Și te duci acolo. Și asta este. Deci este o condamnare la moarte. E o condamnare la moarte. Incredibil. Incredibil. Ideea e că dacă mori în felul ăsta, că probabil toți murim, dar dacă mori în felul ăsta, știi unde te duci. Pentru că ai acceptat, nu, toți ăștia se duc și în iad. Da, păi asta zic. Fantastic. N-am să Da. zic. E crimă perfectă. Adică zice, pentru ca să salvezi majoritatea populației. Și chestia este că atunci când mor, se pune pe certificat alte boli. Că ăsta este producător, produce boli.
Știi? Da. Nu e Da, nu boala. e ca și când îți provoacă o singură boală și zici, uite, de aia. O mulțime de boli acolo. Toate bolile învie în O tine mie și și... ceva de, sunt de efecte Da. adverse. Dă-mi seama Și ce. nu poți avea nicio dovadă să E zici, crimă uite, e de la perfectă, asta. crimă Da, perfectă. da. Nu minte. Și de aia ești tu foarte bine. Nu aveți minte, nu judecați. Nu gândiți. De unde au siguranță? Atâta timp cât te închini la un salvator, nu vei vedea. Nu-ți dă voie Dumnezeu să te apere. Nu vei înțelege. Vei fi prost, nu vei înțelege. Ca să înțelegi, trebuie să nu te închini la salvator, să fie cum sunt românii. Să fie indolenți, să fie aiuriți, nu le placă să muncească. Deci Da, asta dar este o vezi că apărare. asta că noi vorbim de român, dar ei sunt tot așa, pe materie sunt așa, dar pe lumea, pe material, adică sunt așa. Dar au și idolii lor, nu? Au idoli Se simbolici, cunoaște. românii au idoli simbolici. Da. Se Au închină la foarte multe și biserică. foarte puternici au. Sunt foarte puternici, da? Da. Și cam tot aia e. Păi tot aia sunt egale. Deci, Da. orgoliul care se obține din materie este una cu orgoliul care se obține din spiritualitate. E epoca Și poate s-ar părea că omorâri. se pare că orgoliul din materie, hai, că ți-ai rămas fără materie, poți să, dar ăla altul îți rămâne în cap dacă l-ai și cum scapi de el, dacă nu știi cum să scapi. Da. Te duci cu el și în închisoare, te duci cu el oriunde, în cap. Da. Și adevărul nu se spune, nu se scrie, îi Da, aleargă da. pe ăștia, n-au voie să aibă, să le închide telegramul, nu mai Da. ai informație, te iei după ceilalți. Cum nebunii. Da. Vedem ce să fie. Există salvare, adică tu să te înfrânezi automat, când apare mecanismul ăsta, trăiești într-o înfrânare Da. lucidă. Da. Nu există altă. Că trebuie să fii inspirat, să vină Dumnezeu să zic, uite, te duci acolo, ai plecat acolo, faci aia. Nu te Da. duci acolo. Deci el să spune ce să faci. Da. Și cumva o să mai supraviețuiască cei care sunt prin sate, sunt așa izolați, știi? Poate care au trăit desprinși majoritatea vieții. Că nu ajunge chiar ușor la ei. Și mai Da. poți să trăiască și independent. Își cultivă ceva pământ acolo și trăie singur, independent de... Da. Sau poți să facă troc între ei, aia poți să supraviețuiască. Până când o să vină și împotriva lor să le ia pământul. Da. Și atunci să terminați. Urgie, urgie. Trebuie să înțelegi că a fost o mare resetare și nu a mai rămas nimeni pe Da. pământ. Deci probabil că așa fac ei la un anumit ciclu, ne resetează total. Forma de resetare am impresia că a mai fost exersată, că este perfectă. Urmează un plan. Vedem ce se va întâmpla. Mai e ceva timp. Mai cântăm acolo la vioară până când ne scufundăm. Da. Bă, unde am rămas? La cântarea leviților. Așa. Rabbi Elezar a spus, îngerii au cântat cântece de slavă până la nașterea lui Levi. De la nașterea lui Levi, cântarea a fost încredințată descendenților săi. După nașterea lui Moise, ungerea lui Aaron și sanctificarea leviților, cântul a ajuns la perfecțiune. Rabbi Elezar a spus de altfel, în clipa nașterii lui Levi, îngerii de sus încep să vorbească astfel. Va dori fericirea de a te avea drept frate, sugând laptele mamei tale, pentru a te regăsi, a-ți da un sărut și pe viitor nimeni să nu mă disprețuiască. Când muzicanții de pe pământ s-au născut din neamul lui Levi și au fost sanctificați, cântarea îngerilor a devenit secundară, căci cântarea leviților conține aceleași mistere cu cântarea îngerilor. Același rege îi ascultă. Rabbi Yehuda a spus, de ce muzicanții pe pământ sunt numiți levim? Pentru că ei leagă oamenii de cer. Oricine ascultă cântarea lor, își simte sufletul înălțat. De aceea Lia a spus, acum soțul meu va fi unit cu mine pentru că i-am dăruit 3 fii. De aceea ea l-a numit Levi. Misterul sacrificiului. Rabbi Eleazar a spus, ofranda sacrificiilor ascunde un mister pe care l-am aflat din cartea lui Enoch. Rabbi Simeon i-a răspuns, spune-ne ceea ce ai văzut și auzit.
Rabbi Eleazar a spus, toate sacrificiile intră mai întâi în paradis, locul comunității lui Israel, și de acolo se ridică mai sus. Ne mirăm că, pentru a șterge păcatele comise de oameni, Dumnezeu a poruncit să sacrificăm animale. Dar adevărul este că fiecare păcat al omului creează un duh rău, ceea ce este corpul pentru suflet. De aceea, pentru a șterge păcatele oamenilor, Dumnezeu a poruncit să fie sacrificate animalele pure, ale căror spirite au fost formate de păcatele oamenilor. Rabbi Simeon i-a spus, fii binecuvântat, fiule, despre tine spune Scriptura, tatăl și mama ta se bucură și cea care te-a adus pe lume tresaltă de bucurie. Tatăl tău îl desemnează pe Domnul, binecuvântat fie numele său, mama ta desemnează comunitatea lui Israel. Și cea care te-a adus pe lume desemnează pe fica lui Rabbi, Pinhas, fiul lui Iair, cel zelos. Cele patru chipuri ale carului ceresc sunt imaginea celor patru lumi cerești, spre care urcă mirosul sacrificiilor. Imaginea leului desemnează lumina supremă care absoarbe sacrificiile oferite pe altar. Când despre celelalte 3 luni, ele se delectează cu mirosul și ceremoniile preoților, leviților și israeliților laici. Aceste 3 categorii ale lui Israel fac aluzie cele 3 expresii următoare ale Scripturii. Am cules mirna cu miresmele mele. Am mâncat fagurile de miere cu mierea mea. Am băut vinul cu laptele meu. Rabbi Simeon, ducându-se odată la Tiberiada, l-a întâlnit pe preotul Elie, care i-a spus, pacea fie cu tine, stăpâne. Rabbi Simeon l-a întrebat, ce face cel preasfânt binecuvântat fie numele său acum în cer? Elie i-a răspuns, el se ocupă cu misterele privind sacrificiile și revelează mistere noi în numele tău. Fericită fie soarta ta, am venit să te salut și în același timp să-ți pun o întrebare. În școala cerească s-a pus următoarea întrebare. Lumea viitoare nu are nevoie nici de mâncare, nici de băutură. Atunci cum se explică cuvintele Scripturii? Am mâncat fagurile de miere cu mierea mea. O clipă. O Deci, clipă, e școală cerească, unu. așa. Și misterele privind sacrificiile. Da. Deci, Dumnezeu se ocupă numai cu sacrificiul, de sacrificiu. Da. Și în măsura în care te sacrifici, se revelează misterele Da, noi. exact. Deci, noi când scădem euul, atunci vine Divinul și prezența lui îți dezvăluie misterele, miracolul. Deci, fără sacrificiu, noi nu putem să fim inspirați. Exact. Și vezi ce zice aici? Lumea viitoare nu are nevoie nici de mâncare, nici de băutură. Da, interesant. Bun. Atunci cum se explică cuvintele Scripturii? Am mâncat fagurile de miere cu mierea mea, Rabbi Simeon a întrebat. Și Dumnezeu ce a răspuns la această întrebare? Eli a spus, Dumnezeu a răspuns, să răspundă la această întrebare fiului Iohai. De aceea am venit la tine. Rabbi Simeon a strigat, cât de mare este dragostea celui preasfânt, binecuvântat fie numele lui, pentru comunitatea lui Israel. În dragostea sa, Dumnezeu își modifică creația. Cu toate că nu stă în natura lui Dumnezeu să mănânce și să bea, el mănâncă și bea din dragoste pentru comunitatea lui Israel. Când logodnica, ieșind de sub baldachinul nupțial, dorește să mănânce, nu se cade oare ca logodnicul să se așeze cu ea la masă? Din dragoste pentru matroană, regele schimbă creația și acceptă să mănânce și să bea ceea ce oferă preotul. Remarcați că lumea de sus este pusă în mișcare prin impulsul celei de jos și că lumea de jos este pusă în mișcare prin cea de sus. Fumul care urcă de jos aprinde lămpile de sus, așa încât toate luminile strălucesc în cer, astfel că toate lumile sunt binecuvântate. Fumul de jos delectează, urcând chipurile sfinte din cer. În această plăcere le inspiră dorința pentru treptele care sunt deasupra lor, așa cum stă scris. Puii leilor vor mugi după pradă. Astfel, ființele sfinte din cer simt dorința de a se uni cu ființele sfinte de deasupra lor și astfel până când regele se unește cu matroană. Astfel, prin dorința de jos, apele de pe pământ țâșnesc mai întâi pentru a primi apele de sus. Că sămânța de sus nu țâșnește fără o dorință prealabilă de jos. Atunci toate lămpile se află aprinse și toate binecuvântările se răspândesc în toate lumile.
în cele de sus și în cele de jos. Remarcați că preoții și leviții aveau drept misiune să unească partea stângă cu partea dreaptă. Rabbi Hizia a spus, chiar dacă e același lucru, am auzit această explicație prezentă altfel. Preoții au drept misiune să trezească partea stângă, leviții să trezească partea dreaptă, pentru a produce astfel unirea principiului masculin cu principiul feminin. Așa cum s-a scris. Să știi că nu. Deci preotul este cel care polarizează în păcat, nepăcat. Deci el aduce vrajba în lume, preotul. Asta Da. este rolul lui. Că el ar dispărea. Dacă n-ar polariza, n-ar putea să producă inversul, Dumnezeu n-ar putea să vină să ne distrugă așteptările și noi nu ne-am putea duce la preot fiind supărați că avem drame personale și traume. Deci, Da, dar vezi ce zice aici. Preoții au drept misiune să trezească partea stângă. De ce îi trezesc o polarizare? Vin leviții să trezească partea dreaptă și pe cealaltă și abia atunci se face unirea principiului masculin cu feminin. eu lovesc. Da. Așa cum stă scris, el își pune mâna stângă sub capul meu și mă îmbrățișează cu mâna dreaptă. Eu așa înțeleg aici că și ei explică faptul că se experimentează ambele polarități. Și abia Nu, atunci că absolutizarea unei părți va aduce inversul. va aduce inversul, da, da. Ca să-l anestezie, să-l anuleze. Da, să-l anuleze, să Să ne ducă producă. neutralitate. Și asta e normal să se întâmple. Da. Deci Dumnezeu nu este numai în partea bună, că dacă absolutizezi bine, îți vine sub formă de rău, dar îți vine toată viața sub formă de rău. Da. Și nu-l vei vedea. Că el nu e numai în topate, e în ambele părți. Da, E un da. echilibru aici. Echilibru este lucru de căutat. Totul este relativ. Relativitatea este Dumnezeu. Curgerea. Nu numai așa. Este și așa și așa. Iar noi când vorbim trebuie să fim atenți să nu fim polarizați. De fiecare dată. Să nu zice că numai așa. Să zice că și așa. În propozițiile astea banale de zi cu zi. Să vezi ce eliberare este. Eu am experimentat chestia asta. Când zic exact ca omul acela din conducerea lumii. Să zici Da. și așa și asta este adevărat, dar și asta este adevărat și mers. Într-adevăr, guvernanții ne fură, dar și nu ne fură. Da. Da? Pentru că este, ambele polarități sunt valabile. Deci, ne fură pentru că merităm, da? Adică avem văl pe față și ceea ce se întâmplă că ne vin alții și ne fură, întotdeauna știi ce ne fură? Ne fură ăia care n-au idoli. Deci trebuie să știi clar că cel care vine acolo, el vine din puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl duce să ne fure, îl pune să ne fure. La fel cum pe noi, Dumnezeu ne ia posibilitatea să ne apărăm. Da? Da. Și atunci este necesar să ne fure. Deci când noi absolutizăm un bine, este necesar să pierdem binele. Când punem pacea pe primul plan, va fi război. Când punem dreptatea, vom trăi nedreptate. Deci inversul este necesar. Noi avem ideea asta că să alegem binele, că de aia este și justiția, să lucreze pentru bine, vine hoțul, să pedepsească hoțul. Dar nu hoțul este de vină. Tu cât ai lipit, Dumnezeu vine sub formă de hoț. Vine sub formă de ticălos, de bețiv, de netremnic, de trădător, de mincinos. Da. Și în cauza... Deci noi suntem de vină. Întotdeauna aia care sunt sus sunt reprezentanții noștri. Păi nu i-am ales noi, i-am pus acolo. Da. Cum suntem noi, așa sunt și ei. Mai departe. Când principiul masculin este unit prin dorință cu principiul feminin, lucrurile sunt binecuvântate și bucuria domnește în lumea de sus și cea de jos. Astfel, preoții și leviții aveau drept misiune să producă prin sacrificii dorința păcii drepte pentru partea stângă. Părții drepte pentru partea stângă. Părții drepte pentru partea stângă, dorință care constituie baza lumii și bucuria ființelor din cer și de pe pământ. Aiurea. Dacă preotul este cel care introduce, este factorul distrugător al lumii, preotul, prin absolutizare respectivă. Și nu cred că nu e străin de înțelegerea asta, că asta face el. Nu cred. Dar mă gândesc că poate că are legătură, un alt fel interpretat, și cu creierul nostru care e împărțit în două, în dreapta și stânga, și poate aici, de fapt, e vorba de fiecare de noi înșine, să ne echilibrăm acolo.
Să nu mai fim polarizați, exact, să nu mai gândim doar așa sau doar așa sau. Știi cum e cu dreapta, cu stânga? Stânga, emisfera stângă, este răspunzătoare de rațiune, de ego, de nu știu ce, de Da. sertarele alea cu definiții. Da. Iar partea dreaptă se extinde la nivelul Universului și este cel care e partea care are legătură cu Dumnezeu. Da. În măsura în care noi scădem partea de rațiune, crește partea aceasta de creativitate, deci contactul cu Dumnezeu. Deci noi nu putem să intrăm în legătură cu Dumnezeu dacă nu scădem asta, Da, materie. dacă e predominant, ai l-altă, Dacă e da. predominantă materia, este imposibil. Da, sigur, Noi zicem credință, credință, dar noi folosim credința sau mersul la biserică ca să ne dea, să sigur. întărim ego-ul. Păi Nu atunci... înseamnă că mă duc la biserică și mi-a crescut partea dreaptă, spiritualitatea, sau din Păi nu contră. are cum te să renunți la... Nu, Da. omul se duce la biserică să-i ceară, să-i dea sănătate, să căsătorească, să câștige bani, o viață mai bună, Da. să-și facă o casă. El vrea ceva din lumea aceasta. Și când face chestia asta, se taie legătura, Dumnezeu taie legătura. Deci Da. rugăciunea și sistemul care este făcut special ca să taie legătura cu Dumnezeu. Plus Salvatorul pus pe primul plan. Deci toate mecanismele astea taie legătura cu Dumnezeu. Că e suficient să faci ceea ce face Dumnezeu și te unești cu El. Să te duci în puțin, în simplitate, în modestie și atunci te unești cu El. Așa cum face, cum fac evreii aceia cu codiția. Ea de ce fac asta? Când noi zicem, ei zic, noi îl avem pe Dumnezeu. Păi când zici că noi îl avem pe Dumnezeu, înseamnă să nu ai avere, să nu ai o mașină frumoasă, să nu ai bani mai mulți, să te duci în Da. jos în puținare, să nu ai îmbrăcăminte atrăgătoare, deci să ai bună măsură a lucrurilor și simplitate și smerenie. Deci asta înseamnă să-L ai pe Dumnezeu. Păi când noi creștinii nu-L avem pe Dumnezeu, că ne ducem în sus. Păi la cine ne închinăm noi? Și zice că suntem creștini. Păi nu ne închinăm la iadul, la diavol. În condițiile în care evreii ăștia se împuținează. Dacă se împuținează, se închină la Dumnezeu. Dacă noi căutăm cât mai multă avere, la cine ne închinăm noi? Cine e strălucitorul ăla? Cum îl cheamă? Îngerul strălucirii? Da, A cântați. tentației? Nu este Satana? Da. Nu, deci nu stăm să gândim. Ne ducem și practicăm un ritual fără să ne gândim ce facem acolo, noi nu știm ce facem acolo. Zice că așa a făcut vecinul. Ne luăm după vecin. Așa e bine că ne zice preotul. Așa ne zice preotul să facem. Da. Și că el știe că e pregătit de atâta școli. Și ei sunt cei care distrug. Ei au făcut și feminismul din cauza lor, s-a creat și feminismul. Tot ei au... Pentru că femeile au pus preceptele pe primul plan, au devenit radicale și au devenit masculine. Și i-au atacat pe bărbați. Deci tot Da. din cauza lor. În același timp, ei au făcut pe femei, le-au făcut prostituate. Pentru că ce înseamnă preacurvie? Ce înseamnă flirt? Nu înseamnă preacurvie? Să Da. petreci cu alți bărbați nu înseamnă preacurvie? Da. Cine le-a dus pe femei acolo? Nu preceptele religioase fixate? Da. Da, exact. Și au ajuns în starea în care să nu fie deranjate, să nu li se pare ceva rușinos, știi? Păi stai puțin că acolo a avut, ăla s-a simțit bine, ți-a crescut, te simți și tu bine, păi a avut deja sex fără atingere acolo. Ai petrecut timp mai mult. Nu știai, nu simțeai, păi s-a simțit bine. Și nu știam. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a pus văl și nu avea voie să se apere. Deci, Da. cine se poate apăra? Cine este femeia cu minte? Femeia cu minte este cea care nu are absolutizări, virtuții, daruri, principii și reguli. Nu le-a și principii religioase. Nu le-a absolutizat. Aceasta este femeia cu minte. Femeia cu minte nu stă la discuție, este clar. Că nu are ce. Nu are de ce. Deci, nu vine Dumnezeu neavând precepte absolutizate, nu vine Dumnezeu să o facă să nu vadă, să nu înțeleagă. Nu vine. Și atunci Dumnezeu inspiră și îi spune, acum pleci și nu-i dă voie și pleacă. Care femeia fără idoli deci nu poate să cadă. Pentru că ea înțelege, ea vede, ea simte. Știi, când bărbatul respectiv depășește o limită, simte și a plecat.
Da. Iar bărbații, pentru că nu respectă reguli, ei pot să stăpânească femeia, orice femeie. Dacă stă la discuții cu ele, le stăpânesc. Da. Pe de altă parte, și femeia le ia din puterea vitală a bărbatului, el decade, devine feminin, acasă nu mai este interesat de nimic, nu mai poate să facă nimic, deci îl coboară și îl distruge. Deci bărbații trebuie să înțeleagă că și ei sunt interesați să oprească. Da? Dar Dumnezeu îi pune să scadă idolii la femei. Păi și când bărbatul nu înțelege ce vrea să spună Dumnezeu? Deci bărbatul care nu înțelege chestiile acestea sunt două tipuri de bărbați. Un bărbat care nu are idol, dar e cu minte, și un bărbat care nu are idol, dar este pus de Dumnezeu să fie prădător. Da, nu știu dacă există bărbat care nu are idol totuși. Deci, funcție de nivelul de idolatrie pe care îl are bărbatul, el devine prădător sau devine un bărbat serios sau cu minte. Sunt bărbați care nu acceptă deloc, nu acceptă regulile lumii. Deci, bărbatul este prădător funcție de nivelul lui de idolatrie. Dacă el nu are idoli, atunci nu poate să fie prădător. În grupa neprădătorilor, da, sunt două tipuri. Deci, în grupa bărbatului care nu are idol, sunt două tipuri. Unul care este cu minte și unul care este prădător. Dar Da. funcție de idolii pe care încă îi mai au fiecare, nu numai religioși, pot să aibă idol, să pună calculatorul pe primul plan, să pună pe primul plan fizica Orice din cuantică, lumea asta, da, da. orice din lumea asta, funcție de idolatria și să fie intransigent. Și funcție de Da. chestia asta, Dumnezeu poate să îl pună să corecteze o femeie, îl transformă în prădător. Dar bărbatul care nu are idol deloc, știi, acela este un bărbat cu minte și statornic, sau cum să zic, serios. Da. Acela te poți baza. Hai, ne oprim aici.